Bună ziua din nou! Alan Coliban, sunt președintele Comisiei pentru Mediu a Senatului. Vreau să vă urez bun venit tuturor participanților. Văd că suntem live și pe Facebook, deci s-au rezolvat problemele tehnice. Vă rog dacă pot primi o confirmare că totul e în regulă și că putem începe dezbaterea. Nu? Încă nu suntem live, pare că avem o mică problemă. Două minute mai durează. Mulțumim. Ok, mulțumim. Așteptăm să se rezolve problema tehnică și să intrăm live. Bună ziua tuturor, scuze pentru întârziere, se pare că am rezolvat și toate problemele tehnice de mai devreme. Vă mulțumesc că v-ați luat din timp și că ați răspuns invitației de a participa la această dezbatere. Este o dezbatere pe care o avem și offline și online în acest context complicat de distanțare socială, dar o dezbatere foarte importantă pentru România și pentru anii următori. E o dezbatere pe care am ales să o coorganizăm la Senat, o coorganizăm împreună cu europarlamentarul Cristian Ghinea, sub un nume foarte ambițios și foarte pozitiv, Fără gunoaie în natură. Am și circulat de altfel un studiu și o analiză și o propunere de politică publică. Probabil că a ajuns la fiecare dintre dumneavoastră. Dacă nu, o să vă rog să ne lăsați un comentariu și vă trimitem documentul. Este documentul pe baza căruia vom purta această discuție. Dezbaterea de astăzi ne propunem să dureze undeva la 2 ore. Și va avea următoarea structură. Principalele teme abordate vor fi legate de sistemul de garanție depozit, ce este și ce rezolvă, ce sisteme și ce reglementări avem la ora actuală funcționale sau definite măcar în România, care sunt problemele din mecanismul de gestionare a deșeurilor,
care e perspectiva legată de fondurile europene și de nou ciclu financiar și ce am putea acoperi noi ca stat din aceste fonduri astfel încât să avem un sistem coerent și funcțional? Și, nu în ultimul rând, partea socială, aspectele sociale care sunt conexe acestui domeniu de gestiunea deșeurilor. Ca intenție de structură și de desfășurare, undeva la jumătate de oră vom avea opening remarks și prezentarea policy brief-ului, prezentarea documentului și propunerii de politică publică. Vom avea în cadrul aceluiași segment și punctul de vedere al Ministerului și o primă discuție cu oficialitățile din Ministerul Mediului. De la 2:30 o detaliere din partea experților care au colaborat la redactarea acestui document, după care dezbatere publice, dezbatere libere, vom prelua în discuție inclusiv întrebările pe care ni le-ați pus prin formularul de înscriere. Și rugămintea este, dat fiindcă avem acest mediu mixt, offline și online, cel puțin pentru cei din mediul online, să marcheze dorința de a lua cuvântul prin opțiunea Raise Hand pe care o are Zoom. Vom ține un ochi și pe comentariile de pe Facebook. Eu voi ține 2 ochi și pe ce se întâmplă în sală, astfel încât să mă asigur că voi fi un moderator bun al acestei dezbateri. Acestea fiind spuse, vreau să intrăm direct în subiect și o să rog pe Cătălina să dea drumul prezentării. De la început, te rog, Cătălina. Bun. Cred că ar trebui să ne uităm în primul rând la situația actuală a reciclării în România. Vorbim despre procent de reciclare și aici cred că poate fi o dezbatere în sine discuția despre care este procentul real, dar cifrele vehiculate și la nivel oficial variază undeva 13-14%. 13-14% cumva stagnând, adică fără progrese majore în ultimii ani, deși știm cu toții că avem o țintă de 50% la finalul acestui an. Dacă ne uităm în paralel, o altă cifră care nu apare pe acest slide, dar pe care o consider relevantă, e relevant să corelăm această rată de reciclare cu rata de depozitare la grupurile de gunoi, care, din păcate, pare a fi în creștere în ultima vreme, a depășit recent 70%. S-a încercat construirea acelui sistem național de management al deșeurilor bazat pe ADI-uri, pe Asociații de Dezvoltare Intercomunitară, pe SMID-uri, Sisteme de Management Integrat al Deșeurilor. Din păcate, cu toate fondurile cheltuite și vedeți gradul de absorpție pe cele două exerciții bugetare, a fost 58% pe primul, 31% pe al doilea, în total pe 13 ani 49% rata de absorpție din cele 1,1 miliarde de euro. Cu toate acestea avem în continuare undeva aproape un sfert din județe care nu au aceste SMID-uri funcționale. 32 din 41 de județe au proiecte de tip SMID și este o discuție întreagă cât de eficiente sunt și cât acest sistem sau felul în care a fost conceput acest sistem produce rezultatele pe care noi le dorim. Mai este o cifră importantă, cea legată de acei 42% din deșeurile municipale abandonate, reprezentând ambalaje de băuturi din plastic, sticlă și metal. Ne referim aici la așa numitul littering, la abandonul de deșeuri municipale pe spații publice. Iar acest procent este unul semnificativ și este exact zona pe care încercăm să ne concentrăm în discuția de astăzi. Bun, slide următor, rog. Ce este și ce rezolvă sistemul de garanție depozit, pentru că are ambele denumiri, e cunoscut sub ambele denumiri în diverse țări și în diverse contexte. Este un sistem în care cetățeanul lasă o sumă în garanția acelui, reprezintă garanție pentru ambalajul pe care îl preia odată cu produsul,
urmând ca suma respectivă să o recupereze odată cu predarea ambalajului către un colector. Dacă discutăm despre modele din alte țări, un astfel de sistem de garanție pentru ambalaj a produs rezultate semnificative în toate cele 11 state membre ale Uniunii care au un astfel de sistem implementat. Rezultatele fiind undeva între 87 și 96% pe rată de returnare, adică o rată semnificativă. În Cehia s-a redus cu 90% litteringul provenind din ambalajele de băuturi acoperite de acest sistem. Iar studiile și analizele detaliate inclusiv în bibliografia materialului pe care l-am circulat vorbesc despre aproximativ 100.000 de tone de astfel de ambalaje anual în România, care n-ar mai ajunge în natură, ci ar fi reciclate. Dacă rămânem la discuția de impact și o punem în corelare cu țintele europene, cum spuneam mai devreme, avem acei 50% reciclare de deșeuri menajere, iar noi în realitate suntem undeva la 13-14% și este, îmi permis să spun, este imposibil să atingem această țintă până la sfârșitul acestui an și cred că nu e nimeni în această sală sau în această dezbatere care să mai crede că o putem atinge. Dar pe lângă această țintă vin noi și noi reglementări, noi și noi ținte pe relația cu Comisia Europeană și cu Uniunea Europeană. Din decembrie 2025 trebuie să valorificăm minim 65% din greutatea tuturor deșeurilor de ambalaje, reprezentând 50% plastic, 50% din aluminiu și 70% din sticlă. Iar nu este doar acest aspect, urmează și toate politicile europene cu privire la taxele pe plasticul nereciclat și la veniturile la bugetul european, care sunt estimate să vină din sfera aceasta. Din păcate, România e undeva la coada clasamentelor și trebuie să luăm niște măsuri urgente să ieșim de acolo. Slide-ul următor, te rog, Cătălin. Dacă ne uităm pe reglementările actuale, ce e foarte important și într-o propoziție aș vrea să subliniez și să reținem acest lucru, România nu duce neapărat lipsă de reglementări, duce lipsa unui sistem coerent și funcțional. Noi avem reglementări, încă începând din 2005 a fost instituită responsabilitatea producătorului, știm cu toții discuțiile despre OTR-uri, actualele OIREP-uri și problemele care au existat în sistemul acesta. A venit în 2018 OUG74, care a introdus ideea aceasta de garanție pe ambalajele returnabile, reutilizabile, și a introdus și niște ținte pentru producător. Două ținte, 5% dintre ambalaje să fie marcate ca returnabile și din acești 5%, 80% să intre în ciclu de reutilizare. Însă, dacă ne gândim și ne uităm în practică, vedem că sistemul ăsta nu este funcțional, nu produce efectele scontate și este undeva într-o zonă a ficțiunii. Și dacă este să ne uităm că vorbim despre un sistem de garanție pentru consumatori, dar care de fapt nici nu ajunge la consumatori. Dacă ar fi să fac cu liniuțe, cu bullet point-uri, să sintetizăm probleme din sistem. Odată nu e foarte clară responsabilitatea și e pasată dintr-o parte în alta. Nu există în circuitul acesta suficiente puncte de măsurare și de raportare astfel încât să-l facem funcțional. Iar felul în care au fost definite cele două ținte pentru producători prin OUG74 lasă niște portițe pe zona de ambalaje secundare, adică pot să spun că recuperez și reutilizez naveta, dar la final nu vorbim de reutilizarea și de un sistem funcțional din perspectiva consumatorului final. Acesta este punctul în care ne aflăm în acest moment. Din păcate, tot ce a însemnat reglementare a fost de multe ori o constrângere să evităm diverse cazuri de infringement sau doar o bifă pe o agendă politică, dar la final nu avem acel sistem. Și repet ce am spus mai devreme, avem legislație, avem reglementări, dar nu avem un sistem coerent. Rolul acestui demers, rolul demersului nostru este să ne așezăm la aceeași masă și să discutăm despre cum putem să facem sistemul ăsta să funcționeze. Deci,
focusul să fie pe rezultatul final. Iar în acest moment vreau să-i dau cuvântul colegului Cristian Ghinea, europarlamentarul nostru, pentru a vă prezenta mai în detaliu toată partea de propunere concretă și cum ar trebui să structurăm procesul de aici înainte. Mulțumesc, Alen. Urez și eu bun venit celor care sunt în sală și celor care sunt online. E o problemă importantă pentru România și este și un moment cheie în care putem lua niște decizii și o să revin de ce este un moment cheie, cel puțin pe partea de finanțare și de fonduri europene, acesta în care ne aflăm. Doar două cuvinte înainte de propunere despre cadru. Acest proiect O Țară Ca Afară vrea să fie o punte între ce reglementăm noi acolo la Bruxelles și ce se întâmplă de fapt în România. Și din păcate, cred că acest domeniu al deșeurilor și al recuperării este unul în care se vede diferența, disproporția chiar între ce reglementare apar la Bruxelles și ce se întâmplă în România. Și din păcate, distanța asta crește în loc să scadă. A spus și Alen foarte bine. Vă reamintesc și eu că se vorbește intens și foarte detaliat la Bruxelles că una dintre sursele de finanțare a creșterilor de buget european va fi din taxa, o nouă taxă pe plastic nereciclat. Deci pe lângă aceste ținte pe care le-a prezentat Alen, vor veni alte ținte, tot ce înseamnă Green Deal, care este acum în parte din procesul de detaliere și de reglementare, plus taxe noi pe care le vom plăti noi ca stat dacă nu luăm măsuri urgente pentru creșterea procentului de reciclare. În al doilea rând, vedeți aici acest raport la care am muncit împreună cu Alen, împreună cu colegii mei din clusterul de mediu al USR și împreună cu experți independenți, cărora le mulțumim, Sorin Ioniță este aici în sală, Raul Pop va intra și el online. Este în pregătirea unui angajament USR la guvernare. Noi ne dorim, ca oameni politici, să discutăm cu guvernul, cu industria, pentru că modul în care noi vrem să lucrăm este să anunțăm transparent ce vrem să facem atunci când și dacă vom intra la guvernare și vrem ca această chestiune a unei garanții pentru ambalaje să fie parte din pachetul de negociere pentru un guvern de după alegerile parlamentare. Deci considerați acest demers ca unul oficial al USR-ului pentru pregătirea acestui pachet de intrare la guvernare. Și acum o să reintru pe prezentarea PowerPoint, o să rog pe Cătălina să deschidă slide-ul respectiv. Eu am impresia, și am și scris asta în paper, că de foarte multe ori ne furăm căciula unii altora. Anume, apar reglementări și obligații de la Bruxelles. Și atenție, când spun că apar reglementări de la Bruxelles, nu mă chemuie ziua de plângere că, domne, ne impune Bruxelles să facem ceva, de ce să dăm cu var, vorba cântecului. Sunt niște chestiuni pe care noi le considerăm bune pentru România. Adică nu vrem să curățăm râurile de peturi pentru că ne impune Bruxelles, ci pentru că cetățenii români și considerăm că tot mai mulți sunt nemulțumiți de modul în care arată țara și de modul în care pierdem o oportunitate economică uriașă. Statul român primește deci obligații. O să trebuie să mergi mai departe la slide-ul cu propunerea USR, aici. Pe care le aruncă într-un fel destul de complicat și de netransparent asupra producătorilor. Sau asupra industriei, ca să mă refer, că știu că sunt puncte diferite pe lanț, producătorii, distribuitorii, retailerii. Deci mă refer la industria angrenată în acest lanț de producție, care primește din când în când obligații, care se schimbă. Nu se apare un fel de joc de șoarecele și pisica în care nu este un control foarte clar, după care apar din nou alte obligații sau infringement-uri la adresa României, la care statul se întoarce din nou împotriva industriei. Și atunci eu cred că această propunere pe care trebuie să o facem ar trebui să fie un parteneriat real între industrie, între stat și între cetățeni. Cetățenii nu există nicăieri în tot lanțul de reciclare actual al României. Această ordonanță
despre care a vorbit și Alen Coliban, care instituie de fapt un fel de garanție pentru ambalaje, dar care publicul, despre care publicul nu știe, nu există deloc pe acest lanț și vă obligă pe dumneavoastră, pe industrie, să recurgeți la niște trucuri, ca să zic așa, ca să atingeți niște ținte. Ar trebui să încetăm acest mod de a face politici. Și atunci să fie mediul de afaceri să aibă să fie cointeresat în a rezolva această problemă odată pentru totdeauna și a pune capăt instabilității, cetățenii să fie chiar implicați, și aici este un pariu pe care noi îl asumăm ca oameni politici. Pentru că, de fapt, politicienii au fugit până acum de a-și asuma răspunderea să zică oamenilor: dragi români, sunteți ok să punem niște bani de garanție pentru ambalaje pe care puteți apoi recupera? Pentru că ei au crezut că e o chestie nepopulară. Noi mizăm pe faptul că credem realmente că românii sunt pregătiți să-și asume un asemenea cost, repet, recuperabil. Bun. Și atunci, care ar fi propunerea noastră? În primul rând, o garanție unică, pentru că să fie ușor de implementat. Când spun unică, ne referim că să acopere și plastic, și cutii de metal, și sticlă. Am testat, și chiar am testat într-un grup mare al USR-ului cu câteva mii de membri, cam care ar fi marja, care ar fi disponibilitatea oamenilor de a lăsa această garanție. Propunerea noastră este să fie 50 de bani, fie un leu. Sunt argumente pro și contra pentru fiecare și tocmai de asta este locul de a pune în dezbaterea publicului acest posibil nivel. Am preluat dintr-un studiu realizat recent de Academia de Studii Economice această cifră de 4.000 de aparate, de mașini care să preia automat aceste ambalaje. Credem că este o cifră rezonabilă pentru urbanul mare. Pentru urbanul mic și pentru rural ar urma să fie alt sistem cu saci sigilați, de care poate vorbi și Raul Pop, și el coautor la acest studiu. Un element important, costurile de început de fonduri europene. Și aici revin și din postura mea de fost ministru al fondurilor europene, care știu foarte bine că acum se creionează programele operaționale pentru 2020-2027. Știu că nu există, din păcate, un dialog foarte constructiv între Ministerul Mediului și Ministerul Fondurilor Europene. De obicei, când se fac asemenea proiecte, nu este clar care este ownerul administrativ al procesului, dar îndemnul meu către Ministerul Mediului este să fie ferm în a solicita finanțare europeană pentru acest sistem. Pentru că dacă mergem pe o soluție cu aparate care să preia automat aceste ambalaje, și ca să fie clar pentru cei care ne ascultă, asta înseamnă că vine omul, vii cu sticla sau cu cutia de metal, o pui într-un aparat, aparatul îți dă un bon pe care poți să faci cumpărături. Acest cost incipient este destul de mare și acum aș vrea să mergem la slide-ul următor, Cătălina. Estimarea este între 80 și 100 de milioane de euro. Și întrebarea ar fi cine să fie... Deci, revin, îndemnul meu către Ministerul Mediului este să ceară Ministerului Fondurilor Europene ca în programul operațional dezvoltare durabilă. Acesta este formula pe care Ministerul Fondurilor o propune pentru viitor. Deci să spargă actualul program operațional infrastructură mare, POIM, care cuprinde și partea de mediu, într-un program operațional dedicat doar mediului, care să se numească dezvoltare durabilă. Eu personal am și scris, nu sunt de acord cu fragmentarea programelor operaționale, dar până la urmă este o decizie pe care actualul ministru al Fondurilor Europene și o asumă. Dacă va rămâne acest program operațional dezvoltare durabilă, atunci, în mod cert, poate fi creată o axă în interiorul său dedicată pentru dezvoltarea acestui sistem național de garanție depozit, care poate să aibă ca cheltuieli eligibile atât aparatele în sine, cât și mentenanța, cât și partea de mașini, colectare, combustibil, ce mai este nevoie. Atenție, nu suntem în măsură noi acum să detaliem foarte mult
designul unui asemenea proiect de fonduri europene, pentru că evident trebuie făcute costuri detaliate. Proiectul ar trebui să fie aprobat, evident, de Ministerul Fondurilor și de Comisia Europeană, dar elementele de bază le putem discuta. Și ultima dilemă, și aici m-aș întoarce la slide-ul anterior, Cătălina, te rog, este cum integrăm un asemenea proiect în ceea ce avem acum, adică sistemul ăsta bazat pe ADI-uri, pe SMID-uri, care, așa cum spunea și Alan, nu este complet. În mod evident, atunci când România primește niște ținte de reciclare, Guvernul Național va trebui să spargă aceste ținte la nivel județean, deci, practic, aceste ADI-uri sunt parte din proces. Și aici apare dilema pe care am pus-o foarte explicit în raport. Putem spune că este un semi-eșec acest sistem cu agenții de dezvoltare județene. Și dacă ele abia se descurcă în a face treaba lor principală, aia de a se ocupa de depozitele de deșeuri, merită să le dăm niște sarcini suplimentare, mai ales într-un proces care inevitabil este sofisticat, acesta cu garanția care presupune trasare, cheltuieri de contări în timp real și așa mai departe. Și atunci nu aș da, le-aș cointeresa pe aceste ADI-uri, în sensul de a le da proprietatea lor asupra acestor aparate, asupra rețelei, dar managementul ei să fie făcută de către o entitate de la nivel național, în care să fie reprezentat statul prin Ministerul Mediului și industria într-o formă de guvernanță pe care nu am detaliat-o, dar pe care aș vrea să o vedem în discuția asta. Deci poate să fie un fel de splitare a proprietății de operare a acestui operator național. Există, este și o anexă a studiului despre alte țări care au asemenea entități, parteneriate public-privat, care manageriază acest sistem. Deci astea ar fi elementele de bază esențiale ale unui posibil sistem național de garanție pentru ambalaj. Mulțumesc frumos! Mulțumim, Cristi. Înainte de a merge mai departe, voiam să punctez aceste două aspecte, că este în document este prezentată dezbaterea asta pe cât ar trebui să fie valoarea garanției, dar de fapt vorbim despre două dezbateri, două planuri diferite. Este planul acesta al valorii care se orientează către cetățean, către utilizatorul final, dar este și planul mai larg al cadrului. Și pe acest plan al cadrului am văzut niște exemple de inițiative venind din domeniul privat, de mini-sisteme, microsisteme care să culeagă ambalaje de la populație. Din păcate, multe dintre acestea au fost puse chiar pe butuci de ordonanța 74 și am stat de vorbă cu o parte dintre dumneavoastră despre implicațiile directe ale acestei politici publice. Și de asta planul al doilea al dezbaterii va fi cum facem un cadru coerent și care sunt rolurile fiecărui actor în acest parteneriat pe care îl propunem. Vreau să salut prezența în dezbatere și să le mulțumesc pentru participare domnilor Mircea Fechet, secretar de stat în Ministerul Mediului, și domnului Cosmin Teodoru, director în Direcția Generală de Deșeuri, Situri Contaminate și Substanțe Periculoase. Și să invit la cuvânt dacă doresc să intervină în acest punct. Vă mulțumesc mult pentru prezența încă o dată. Mulțumim. Domnul Fechet, v-ați pus pe mute. V-am auzit foarte scurt, într-un foarte scurt moment. Destul de puțin semnal. Sunt la Brașov, unde am avut cu ministrul astăzi o vizită de lucru. Printre altele, am vizitat și depozitul Fineco de deșeuri municipale din județul Brașov, unde, așa cum bine spuneați și dumneavoastră, în începutul acestei dezbateri, foarte mult reciclabil și foarte mult material care ar putea deveni valoros ajunge în groapa de gunoi. Din păcate însă, e bine să clarificăm de la început inclusiv faptul că
Sistemul depozit va rezolva doar parțial această problemă, în măsura în care el va fi implementat și va funcționa. În sensul că România generează aproximativ 2 milioane de tone de reciclabil, ori sistemul garanție depozit își propune să scoată din acest reciclabil puțin peste 500 de mii de tone. Deci asta înseamnă undeva mai mult în jurul unei treimi probabil, deci complementare de rezolvarea acestor probleme. Pe de altă parte, dincolo de efectele mai mult sau mai puțin pozitive sau negative, așa cum ați spus dumneavoastră, ea a stabilit un lucru foarte clar, și anume că de la 1 ianuarie 2021 vom avea un sistem garanție depozit instituit, e o obligație legală pe care atât nu vă mai auzim. Mai așteptăm refacerea lucrării. Parlamentul României, odată ce a acea ordonanță, a stabilit un mod clar. M-ați întrebat ceva? Îmi cer scuze că vă întreb. V-am pierdut în momentul în care vorbeam de 1 ianuarie 2021. Dacă puteți relua, acum vă auzim. Sigur, îmi cer scuze că se pare că am probleme cu semnalul. Doream să spun că e un drum fără întoarcere, odată fiind scris foarte clar în lege că la 1 ianuarie 2021 ar trebui să avem instituit un astfel de sistem. Și că totodată e un adevăr că în ultimii ani, deși sistemul garanție depozit în țările civilizate a fost introdus cu foarte mulți ani în urmă, în ultimii ani, și nu vreau aici să numesc miniștrii mediului care s-au ocupat de această chestiune, însă în ultimii ani nu a existat o preocupare concretă din partea ministerului în a face pași serioși pentru implementarea acestui sistem. Mă bucur însă că printre inițiatorii demersului dumneavoastră și pentru cei care au scris documentul pe care dumneavoastră îl prezentați astăzi, se află și Raul Pop, care e colegul meu din minister și consilierul ministrului mediu, cu care vă mărturisesc aproape zilnic, discutăm la minister ore întregi și despre acest sistem, garanție depozit, pe lângă multe alte probleme și cu siguranță vă poate confirma acest lucru, așa cum vă poate confirma preocuparea noastră concretă în legătură cu implementarea acestuia. Aș mai adăuga, pentru că s-a spus aici și aș vrea să clarific încă o chestiune, apropo de slaba colaborare sau proasta colaborare, nu mai țin minte cum a fost formularea exactă, între Ministerul Mediului și Ministerul Fondurilor Europene, aș dori să spun că, dimpotrivă, astăzi, Ministerul Fondurilor Europene are o colaborare extrem de strânsă cu Ministerul Mediului. Ne intersectăm în foarte multe puncte, majoritatea având legătură cu chestiuni de mediu care trebuie să rezolvate în vederea absorpției și în vederea deblocării sumelor ce urmează a fi rambursate de către Comisie. Bănuiesc că știți toate problemele cu care ne confruntăm. Totodată Ministerul Mediului e și parte în lista beneficiarilor ce urmează a fi finanțați foarte rapid din POIM. Mulți dintre acești bani se vor duce chiar către zona de deșeuri. Ori aș cataloga, dacă îmi permiteți, să numesc relația dintre Ministerul Mediului și Ministerul Fondurilor Europene ca una foarte eficientă, foarte bine, foarte lucrativă și cu rezultate concrete. În legătură cu viitorul program operațional de dezvoltare durabilă, e adevărat că sunt multe discuții astăzi. Cu siguranță va exista un astfel de program, că el se va numi transport și dezvoltare durabilă, că se va numi dezvoltare durabilă. Părerea mea e că contează destul de puțin în momentul ăsta, ceea ce e foarte important ca la negocierile ce se vor purta cu Comisia să avem posibilitatea să finanțăm lucrurile care ne interesează. Și câteva lucruri sunt deja certe în relația cu Comisia, pentru că s-a spus de multe ori că în viitorul exercițiu financiar 2021-2027, ceea ce nu vor ei să finanțeze și deocamdată
suntem în discuții pe acest subiect, dar s-au pronunțat că nu vor să finanțeze, nu vor să finanțeze noi depozite de deșeuri, pentru că, așa cum bine ați spus mai devreme, către anul 2035 trebuie să deviem spre 90% din cantitatea de deșeuri depozitată în gropi, la fel cum nu vor să mai finanțeze TMB-uri, aceste echipamente care nu fac altceva decât astăzi să favorizeze sau să încurajeze colectarea în amestec, TMB-ul făcând treaba pe care ar trebui să o facă cetățeanul sau primăria, respectiv o colectare selectivă în vederea unei cât mai înalte reciclări. Aș vrea totuși să mă întorc la sistemul garanție depozit și să vă spun că apreciez foarte mult această dezbatere. Cred că am participat la cel puțin 20 de dezbateri în ultima perioadă. Noi la minister avem săptămânal una sau poate două întâlniri, fie că vorbim de Asociația Marilor Retailer, fie că vorbim de OIREP-uri, fie că vorbim de Asociația Producătorilor de Băuturi, fie că vorbim de producătorii de echipamente de RVM-uri, fie că vorbim de micii comercianți. E clar că acest proces, care pe lângă faptul că va costa foarte mulți bani, el ne va afecta pe noi toți într-o măsură mai mică sau mai mare. Pentru că marea dilemă și marea discuție a acestui sistem care se va înființa, dincolo de rezistența cu care se confruntă de ani de zile, pentru că orice lucru bun se naște foarte greu, dar la 1 ianuarie eu vă garantez, în măsura în care va ține și de mine acest lucru, vă garantez că vom avea legislație în vigoare care să reglementeze sistemul garanție depozit. Dar aici vorbim, pe de o parte, de niște sume extraordinar de mari de bani, care înseamnă finanțarea acestui sistem, și mai vorbim și de niște sume la fel de mari de bani, care însemnează costuri de funcționare al sistemului. Pentru că trebuie să înțelegem că dacă vrem să avem acest sistem operațional și pus bine la punct, cetățeanul ar trebui să poată să primească garanția înapoi de oriunde din țară, că e la țară, că e la oraș, că e în stațiune, că e în hipermarket, că e la un mic magazin dintr-un sat, el va trebui să poată să primească această garanție de la orice magazin care comercializează băuturi. Este ideea de la care pornim aceste discuții. În măsura în care această idee se va dovedi fezabilă, și sper că se va dovedi, și eu cred că așa e corect să se întâmple, pentru că am văzut în preambulul prezentării dumneavoastră că ați vorbit de puncte de colectare. Ori aș vrea să clarific o chestiune. Singurul lucru care a omorât în mediul rural și în mediul urban colectarea selectivă sunt punctele de colectare. E adevărat că un punct de colectare generează costuri mai reduse, pentru că o colectare, dacă trecem acum la municipale, dacă îmi permiteți doar o scurtă intervenție, o colectare din poartă în poartă, spre deosebire de o colectare la un punct de colectare, este evident mai scumpă, dar mai eficientă, pentru că ne putem trezi că omul care merge până la parterul blocului sau până la colțul străzii la el în sat să își cumpere băuturi, că vorbim de apă, doze, bere și așa mai departe, dar când va trebui să își primească acea garanție înapoi, să ne trezim că trebuie să meargă până în mijlocul comunei, pentru că doar acolo e un punct de colectare. Ori ceea ce vreau să fie foarte clar de la început e că ar trebui ca cetățeanului, care oricum face un efort suplimentar, efort și contribuie activ, pe de o parte la plata garanției, pe de altă parte foarte importantă la deplasarea lui personală pentru până la punctul de colectare pentru a returna acele ambalaje și așa mai departe, ar trebui să fim corecți față de el. Un alt principiu fundamental de la care vă rog să porniți orice discuție este aceea că responsabil și unic responsabil pentru ca aceste deșeuri să fie reintroduse în economia circulară și duse spre reciclare este producătorul, adică cel care le pune în piață, fie că e producător, fie că e importator, responsabilitatea de mediu în legătură cu care toți punem umărul, că suntem cetățeni, că suntem minister, că suntem hipermarket, că suntem orice altceva, dar trebuie să nu uităm filozofia și să nu uităm
chestiunea fundamentală de la care pornim. Mai departe, sistemul în sine, cum va fi finanțat? Eu vă spun că e cel mai puțin important, că va fi finanțat din fonduri europene și va fi pus la dispoziția unui operator care va plăti o redevență, așa cum se întâmplă în orice proiect de finanțare europeană. Sau că va fi finanțat de către sistem printr-un credit bancar și la fel, în loc de redevență, vor plăti rate, mă refer la sistemul în sine. Sau că statul va interveni și va subvenționa poate dobânzile referitoare la investițiile care vor trebui făcute într-un astfel de sistem. Sau dacă statul va subvenționa costurile legate cu garanțiile pe care băncile le vor percepe pentru acordarea finanțării, nimic nu e bătut în cuie și totul e discutabil, dar ceea ce e foarte important e că dincolo de sursa de finanțare, acest sistem trebuie să fie foarte bine detaliat și foarte bine explicat din punct de vedere al fezabilității lui, pentru ca el să funcționeze din prima zi. Avem exemple pozitive în Europa, unde sistemul scoate 90% din reciclabil, avem și exemple negative, unde din pricina unor calcule în mod greșit făcute, sistemul s-a prăbușit foarte rapid. Slavă Domnului că putem învăța din astfel de greșeli și chestiunile minore, în opinia mea, care se leagă de proprietarul deșeului. Cine-i proprietarul deșeului? E cel care îl scoate din piață? E producătorul? Există nenumărate argumente pro și contra. Cine e responsabil? Cum participă cantitățile la îndeplinirea țintelor și așa mai departe. Dar un lucru e cert, suntem departe de ceea ce trebuie să fim la capitolul colectare separată și la capitolul reciclabil care ajunge în groapa de gunoi. Din păcate și reciclabilul din ambalaj de băuturi ajunge tot în groapa de gunoi. Ori eu cred că împreună vom găsi foarte rapid cea mai bună soluție. S-au făcut nenumărate studii de fezabilitate profesionale, nenumărate referindu-mă la trei de care știu eu, cel făcut de Academia de Studii Economici, care se află și pe site-ul Ministerului Mediului, la fel cum mai există încă două studii de fezabilitate făcute de producătorii de băuturi, cred că de berari și de către producătorii de băuturi răcoritoare. Una peste alta, vă spun că Ministerul Mediului rămâne un partener foarte onest și de foarte mare încredere în acest demers pe care dumneavoastră îl faceți și ne bazăm și pe expertiza și pe inputul pe care îl veți putea pune la dispoziție și cu siguranță îl vom lua în calcul. Noi deja creionăm un proiect de hotărâre de guvern pentru că așa cum legea și ordonanța 74 spune, până la 1 ianuarie guvernul va elabora tot setul de măsuri și tot actul normativ pentru implementarea acestui sistem. Va fi un efort considerabil, așa cum am zis, și trebuie să fim foarte precauți atunci când stabilim cine plătește ce, pentru ca să ne asigurăm că va exista o implicare totală la acest sistem, dar ca el să funcționeze trebuie să existe, trebuie toată lumea să-și facă treaba în dreptul lui. Cetățeanul să-și facă treaba lui, hipermarketul să-și facă treaba lui, micul magazin să-și facă treaba lui, producătorul să-și facă treaba lui, statul român, foarte important, să-și facă treaba lui și dacă toate aceste rotițe se vor învârti sincronizat, eu cred că îl putem avea. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația la această dezbatere. Vă asigur că atât eu cât și Cosmin Teodoru, directorul Direcției de Deșeuri din Minister, rămânem online. E posibil să fiu nevoit să mai ies pentru că suntem la o dezbatere pe SMID-ul de la Brașov în același timp. Însă să știți că Ministerul e un partener de nădejde în demersul noastră. Vă mulțumesc foarte mult!
Vă mulțumesc, domnule secretar de stat. Am luat câteva notițe, dar aș vrea să le punctăm și să intrăm cu ele în dezbatere în secțiunea a doua a acestui eveniment. Prin urmare, vreau să terminăm cu prezentările și cu luările de cuvânt, dând ocazia celor doi experți să aibă câte o intervenție. În primul rând, domnul Sorin Ioniță, la exportorul. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Expert e mult spus, având în vedere tema de astăzi, dar ca sintem ce suntem la Expert Forum, ne preocupă diverse zone de policy și de fapt așa am ajuns noi în această dezbatere, pentru că la începutul acestui an ni se părea că anul 2020 va fi unul intens electoral și cu foarte multe teme de mediu în campaniile care vin, una din ele fiind situația proastă gestionării deșeurilor municipale în România în general. Asta a fost, de fapt, tema mai generală cu care am intrat noi. Am făcut un raport, raportul nostru anual, împreună cu europarlamentarii Ghinea și Botoș, cu proiectul lor O Țară Ca Afară. Și după dezbaterea pe care am organizat-o împreună, am observat că sunt două teme punctuale unde se poate avansa repede. Una este cea pe care o discutăm astăzi și unde sigur că nu am început noi discuția, ea exista, ministerul are consultările sale. Alta ar fi deșeurile din construcții. Deci iată o altă temă nerezolvată care rămâne pe agendă și pe care o punem deocamdată în paranteză, pentru că astăzi vorbim de sistemul garanție depozit. Problema în România este că, da, avem exemple, avem foarte mulți oameni care cunosc problemele, avem 1.000.000 de angajamente parțial legate de Uniunea Europeană, însă o să venim, ca de obicei, în ultima clipă, cu un proiect de lege direct în tipă masă, fără să avem documentele de policy, așa cum se lucrează în Europa. Încercarea de astăzi, sau cel puțin noi așa am văzut-o, este să introducem disciplina de discuție pe care o au în Europa, și anume, întâi fac o carte verde în care punctează principalele teme mari și trei dofurile, fără să dea răspunsuri. După aia fac o carte albă în care schițează răspunsurile, iar documentul legislativ în jargonul ăla legal și pus direct acolo, e ultimul pas. Legea ar trebui să fie un instrument, o sculă prin care transpui o viziune în practică în momentul în care viziunea ți-e clară. Ori mie mi se pare că în momentul de față viziunea nu e foarte clară și că, sigur, dezbaterile astea pot continua. Mă rog, autoritățile se întâlnesc cu industria, cu producători, cu retailer, cu toată lumea, dar n-am văzut opțiuni pe masă. Și mi-e teamă că o să ne trezim cu proiectul de lege, ca de obicei, cum se întâmplă în multe alte domenii, și o să începem să întrebăm, da, asta ce este, da, asta de unde e și ce asta, că unii sunt de acord, unii nu sunt de acord. Negocierile astea trebuie făcute un pic înainte și găsesc foarte potrivit ce face grupul USR, că organizează astfel de dezbateri punând și lucruri, dând în public lucruri în formă scrisă, pentru ca lumea să vadă care sunt principalele piedici, dacă vreți, în scrierea unui astfel de proiect de lege și să începem să lucrăm pe ele. Mai concret văd trei zone unde nu cred că avem un consens foarte clar cum se va construi sistemul și asta trebuie discutat foarte serios în vara asta, incluzând în discuție, bineînțeles, și ministerul, nicio problemă. Una, reglementarea națională a sistemului de garanție depozit și cum va arăta acest organism de gestionare. Dacă ministerul are o viziune foarte clară asupra acestui lucru, e foarte bine, dar nu cred că avem în momentul ăsta și nu știm cum arată și n-am găsit-o scrisă nicăieri. Doi, care va fi rolul AT-urilor, deci autorităților publice locale, care deja sunt incluse în acel sistem de gestiune a deșeurilor municipale numite SMID în România, cele organizate așa frumos franțuzește, simetric, pe tot teritoriul țării, dar care în realitate după 14 ani de încercări funcționează extraordinar de neomogen, cu rate de absorpție de la 90% până la 15%, după două cicluri bugetare, deci după 14 ani. Și cum spunea înainte colegul Cristian Ghinea, e o mare întrebare dacă aceste organisme care se dovedesc atât de disfuncționale sub formă de ADI, le băgăm în acest sistem? Nu le băgăm în acest sistem. Sigur, nu le poți ignora. S-a investit în ele 14 ani în aceste ADI-uri. Unele au capacitate, unele performează, altele nu performează, altele performează cu derogări
Sunt sisteme în teritoriul localității unde managementul deșeurilor merge bine, tocmai fiindcă li s-a dat excepție de la SMID, pentru că SMID-ul ar fi omorât. Și avem, cum să spun, o mare muncă de concepție ce și cum includem în acest sistem de gestiune. Și în ultimul rând, deci am zis, reglementatorul național și organismul acesta care va gestiona toată chestiunea, UAT-urile și business-ul, bineînțeles, care este al treilea pilon pe care trebuie să stea sistemul, business-ul cu două componentele lui, cei care pun pe piață astfel de ambalaje și reciclatorii, care sunt tot un business privat, dar ei privesc sistemul din altă poziție, lor le trebuie acest material. Și trebuie să ajungă la ei și în momentul de față nu ajunge. Și așa se face că ei importă deșeuri ca să poată funcționa ca reciclatori, în timp ce peturile și cutiile noastre, dozele, stau aruncate pe la marginea lizierelor de pădure, unde primarii de comună tolerează depozite neconforme timp de 6 luni ca să fie bine pentru toată lumea și după 6 luni angajează un escavator, le astupă cu pământ ca să nu le vadă garda de mediu. Și asta facem noi cu ambalajele de băuturi în România. Cum vor fi cointeresate autoritățile locale și cum vor fi cointeresați salubrizatorii, deci agenții privați, prinși în momentul de față cu contracte de tot felul, făcute cu primăriile sau cu consiliile județene, sub sistemul SMID, și cum va arăta această arhitectură? Eu cred că contează foarte mult, inclusiv arhitectura instituțională. Cum vor fi prinse în sistemul de fonduri europene și cum se va gestiona acest lucru? M-aș opri aici, pentru că asta am simțit eu că trebuie să o spunem și ca ONG-ist îmi permit să zic acest lucru. Este o greșeală să ieșim în public cu proiect de lege, fără să avem agreement pe principalii parametri ai unei politici publice, iar asta se face într-un document care nu arată ca o lege. Deci dați-mi 20-30 de pagini scrise, minister, guvern, oricine, cum va arăta, ce decizii luăm pe aceste teme importante care au fost punctate și înainte, și atunci sistem se poate trece după aia la scrierea legii. Rostul acestui document, pe care l-au prezentat înainte parlamentarii și europarlamentarii de la USR, asta este. Este un început de green paper, blue paper, cum vreți să-i spuneți. Deci iată unde avem trade-off-urile și iată cum ne gândim noi să le rezolvăm și iată locurile unde nu avem încă o soluție și trebuie să mai discutăm cu business-ul, cu primarii, cu salubrizatorii ca să vedem ce este realist de făcut. Cred că așa trebuie pornit la drum și cred că modul cum se lucrează e și un exemplu de bună practică, până la urmă, care trebuie extins și în alte domenii sau când ne apucăm să rezolvăm cealaltă mare gaură, unde punem molozul în România. Pentru că ne plângem că se aruncă pe câmpuri, dar lumea nu are alternativă, de fapt. Nu le dăm o alternativă legală multor operatori. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumim, Sorin. Îi dau cuvântul celuilalt expert din această dezbatere care a contribuit la redactarea documentului de politică publică, propunerii de politică publică, Raul Pop, un om cu foarte multă experiență în domeniu și cu... Am văzut, Raul, că ai fost menționat inclusiv de către domnul Ec, ca fiind consilier al ministrului. Raul, ne auzi? Da, vă aud. Mă auziți? Da. Mulțumesc de introducere. Mă rog, eu încerc să ajut pe toată lumea care vrea să facă ceva bun pe partea de deșeuri și mă bucur că am ocazia astăzi, uite, să stăm de vorbă între două partide, chiar pe un subiect de mediu foarte concret. O situație pe care acum un an, 2, 3, 5 nu aș prea fi văzut-o ca fiind fezabilă. Cred că este un timing excelent. Cred că finalul de an 2020 este extrem de important pentru noi și ne ajută și deadline-urile, termenele limită pe care România le întâlnește și cel mai probabil le și încalcă. Dar lăsând asta deoparte, da, într-adevăr, pot să confirm ceea ce spunea domnul secretar de stat Fechet, că lucrurile sunt într-o desfășurare și o derulare foarte rapidă. În același timp, pot să confirm și ceea ce spunea Sorin Ioniță, că deocamdată este o discuție
care se poartă pe principii mari și încă mai avem de stabilit câteva lucruri, dintre care cea mai complicată parte mi se pare într-adevăr ce spunea și Sorin, și anume arhitectura instituțională. Pentru că de acolo, adică cine să fie, domnule, sistemul ăsta? Cine îl deține? Cum se împart deciziile și responsabilitățile? Asta este foarte important, pentru că ăsta este un sistem cumva foarte mare, dar în același timp închis. La suprafață, partea vizibilă funcționează destul de logic. Adică cetățeanul își cumpără o apă minerală, să spunem, îi se reține garanția de 50 de bani sau de un leu pentru sticla de apă minerală goală, pe care când o returnează își recuperează garanția. Aici, până acum, avem un joc teoretic de sumă nulă. Acum, că nu se vor returna toate, ci știm că este un procent de returnare, de, să zicem, în jur de 90%, asta înseamnă că rămâne un procent de până în 10% garanții încasate de către retailer și nereturnate cetățeanului. Aceste garanții trebuie să rămână în sistem pentru a finanța dezvoltarea lui suplimentară și, de ce nu, a mai suplini un pic și din costuri. Ăsta este un principiu de bază extrem de important, pentru că este singurul mod în care banii care sunt destinați acestui fenomen nu se sifonează prin buzunarele private ale unor indivizi sau companii. Mai departe, după ce retailerul își recuperează ambalajul al lui sau al altuia, retailul în general, magazinele în ansamblul lor, le predau unui colector. Acest colector le duce într-un centru de numărare. În cazul în care este vorba despre un magazin mare, probabil că are deja și o infrastructură tehnologică, acest sistem, acest RVM, Reverse Vending Machine, aparat de recuperare a ambalajelor, care împreună cu centrele de numărare pentru ambalajele care provin din magazine mai mici, care nu au aceste automate, nu face altceva decât, sau acest sistem nu face altceva decât să distribuie foarte concret responsabilitățile financiare. Pentru că dacă o să obțin 10 sticle din brandul A și o sticlă din brandul B, înseamnă că sistemul trebuie finanțat de brandul A de 10 ori mai mult decât brandul B. Și aici putem vorbi, de exemplu, despre marile nume din bere sau din răcoritoare și despre micile nume regionale care contribuie și ei cu un anumit impact de mediu prin ambalajele pe care le pun pe piață, dar în niciun fel nu se compară ca dimensiuni cu marile branduri internaționale. Mai departe, după ce se întâmplă această numărare care și validează practic toate cifrele din sistem, respectiv câte ambalaje s-au returnat, de unde și pe ce tip de dimensiuni, și astfel se distribuie costurile de rulare a sistemului, mai departe ambalajul pleacă la reciclator. Reciclatorul primește astfel un deșeu mult mai curat decât ce poate recupera astăzi, chiar și din colectarea separată la domiciliu. Deci nu putem să comparăm cu ce recuperează, de exemplu, de pe gropile de gunoi, unde știm că se mai întâmplă astfel de extrageri de materiale. Reciclatorul transformă acest ambalaj în materie primă reciclată și, foarte important, producătorul este beneficiarul acestei materii prime reciclate și nu numai că este beneficiar, are și obligația să o includă în ambalajele lui noi. Este extrem de important ca această piață de materie primă secundară să fie definită până la momentul în care acest plastic, de exemplu, sau aluminiu sau sticlă se întoarce sub formă de ambalaj. Iar pentru că el se poate întoarce sub formă de ambalaj, iată, vedem și astăzi, există o problemă, dacă vreți, de sustenabilitatea economică a modelului, din faptul că, spre exemplu, prețul țițeiului fiind foarte jos, ambalajul nou este mult mai ieftin decât ambalajul reciclat. Pardon. Materialul din care se face ambalajul nou față de materialul reciclat. Așadar, aici se închide cercul în momentul în care producătorul include o parte de materie primă reciclată în ambalajul lui nou, care se întoarce pe rafturile din magazin cu un nou conținut. Acum, sistemul de garanție depozit se bazează pe câteva piloni mari, dacă vreți. În primul rând, și aici, de aici pleacă și dilema deocamdată cu privire la arhitectura instituțională, se bazează pe o distribuire corectă a responsabilităților. În paper-ul pe care l-ați elaborat și pe care am reușit și eu să-l parcurg cu totul, este foarte bine explicat cine ce are de făcut. Dar asta este, dacă vreți, un model
Deocamdată teoretic, până nu se transformă într-un act de reglementare cu niște responsabilități foarte clare, inclusiv de control. Aceste responsabilități spun exact ce face cetățeanul și, apropo, cetățeanul nu face altceva decât să ajute la sistem, el fiind o formă de externalizare a costului de primă colectare. Practic asta facem. Prin motivarea cetățeanului să vină el cu ambalajul până la un magazin în apropiere, eliminăm acest circuit al ambalajului prin colectarea separată, stație de sortare și după aceea alte forme de prelucrare și de condiționare pentru a putea fi dus mai departe spre reciclator. După responsabilități trebuie să punem la punct sistemul logistic și anume efectiv cine și când și cât de frecvent ridică aceste ambalaje returnate, pentru că este evident că el trebuie să funcționeze extrem de bine și în timp aproape real nu există nicio situație în care, de exemplu, magazinele au spațiu excedentar pe care de-abia așa să-l umple cu deșeuri. Este evident că ele vor trebui foarte repede introduse înapoi, duse de acolo, introduse în circuitul de reciclare și asta trebuie să funcționeze la nivel național pe model de ceas elvețian. Altfel riscăm tot alte probleme și un sistem de garanție depozit care funcționează mediocru este mai rău decât lipsa lui cu totul. Pentru că, în primul rând, îți subminează însă și ideea de acest sistem și am mai văzut astfel de situații în care o idee bună implementată prost a stricat un întreg concept. Al treilea element sau al treilea pilon mai subtil, de fapt, dar extrem de important, este sistemul de management al datelor. Noi aici vorbim despre un sistem foarte complex care rulează, iată, vorbeam de zeci sau sute de milioane de euro în fiecare an, care trebuie să distribuie aceste costuri între până la 20.000 de producători, cam atâția sunt acum, între 20 și 24.000 de producători care contribuie acum la fondul pentru mediu. Bine, nu ar fi toți producători care au ambalaje returnabile, dar o mare parte dintre ei au. Și trebuie să fie ținuți de o responsabilitate direct proporțională cu impactul de mediu pe care l-au. Și aici este iarăși o subtilitate importantă, și anume, am o distribuție cantitativă, adică cine pune pe piață 10 peturi, poate și mai mult decât cel care pune pe piață 5 peturi, dar acolo trebuie să avem capacitatea în acest sistem să facem și reglaje calitative, dacă vreți. Ca de exemplu, dacă am un pet mai ușor, ar trebui să plătesc mai puțin decât unul cu un pet mai greu. Uitați-vă, ca să fie foarte simplu să vedeți diferențe, uitați-vă la apa plată, unde avem extreme de greutate de ambalaj per unitate de produs. Avem sticle de apă plată care sunt undeva la 20 de grame, 30 de grame pe litru și avem sticle de apă plată care sunt la 70-80 de grame pe litru. În momentul ăla, acolo, eu trebuie să am un model de a regla aceste lucruri în piață, pentru că în felul ăsta responsabilizez producătorul și îl fac să se gândească de două ori când își face designul de ambalaj. Nu mai vorbesc, de exemplu, de ambalajele mixte. Am văzut tot felul de anomalii, poate mai vedeți prin benzinării, de exemplu, sucuri și ape cu arome care sunt ambalate într-un cal măgar, jumătate PET, jumătate aluminiu, deci nu știu exact până la urmă pe care dintre ele, care dintre fracții va merge la reciclat. Mai avem sticle îmbrăcate în folie stretch, de asta termocontractabilă, care iarăși necesită niște costuri mult mai mari de reciclare sau chiar imposibilitatea uneori față de o sticlă normală și așa mai departe. Aceste date de lucru sunt extrem de importante și pentru că trebuie să asigure, pe de o parte, echitatea distribuirii costurilor, pe de altă parte, o discreție totală, dacă vreți, un secret total în ceea ce privește datele de concurențialitate. Și aici va fi o provocare, pentru că nu poți să ieși în piață cu o informație legată de ce cotă de piață are un berar față de alt berar sau un producător de carbohidrate față de altul, fără a determina niște convulsii în piața respectivă și nici măcar nu contează, în primul rând este ilegal. Având în vedere toate aceste complexități din diverse unghiuri, un sistem de garanție de depozit nu poate funcționa din prima zi în care este băgat în priză. El are nevoie de câțiva ani ca să se maturizeze, ani în care se mai așează circuitele logistice, se mai așează un program de investiții, de exemplu, de extinderea unor mașini de colectare automatizată în cât mai multe magazine, dacă calculul arată că este oportun, ani în care populația învață să
folosească acest sistem și începe să crească din punct de vedere al gradului de returnabilitate a ambalajelor respective și de ce nu ani în care poate sortimentația se extinde. Pentru că, în primul rând, în momentul ăsta avem pe piață un număr de producători care se poate schimba, să sperăm în bine, adică va crește în anii următori. Ei au niște tipodimensiuni de ambalaje care în cursul anilor se schimbă și la rândul lor și toate aceste complexități fac sistemul dependent de a fi utilizat într-un regim privat, îndrăznesc să spun. Pentru că probabil că durerea voastră legată de ADI-uri și modul în care funcționează, probabil că o să mai discutăm parcursul discutării acestui act de reglementare, dar în mod evident ADI-urile nu sunt acolo. Din punct de vedere al sofisticării tehnice, dacă vreți, din punct de vedere a capacității și a resursei umane de care dispun, ADI-urile n-ar putea să ruleze astăzi un astfel de sistem și nici la 1 ianuarie 2021 și cred eu nici la 1 ianuarie 2025. Spuneam că sistemul de garanție depozit este o formă de externalizare a costului de primă colectare. Mai este și un model extrem de concret de distribuire a responsabilităților. Și acum când spun responsabilități, mă refer kilograme și lei la nivel de 20 male. Asta înseamnă distribuirea responsabilităților în sistem de garanție depozit. El este, dacă vreți, ca o bancă centrală. Face decontări între cei care returnează garanții și cei care au încasat garanții. Face decontări între cei care pun pe piață ambalaje și sistemul logistic care deservește toată partea de mutare, condiționare, tratare, reciclare. Și treaba asta se întâmplă într-un ritm foarte alert, pentru că niciunul dintre participanți nu-i convine să aibă resurse blocate în sistem dincolo de o durată rezonabilă, să zicem, nu știu, de o lună, două, poate. Și al treilea rol pe care, sau a treia funcțiune importantă pentru societate pe care o face sistemul de garanție depozit este că este un model perfect de circularitate. Adică am nevoie ca producătorii să accepte acest material reciclat, pentru că dacă nu îl acceptă, nu va genera un venit care să vină să-mi finanțeze sistemul și până la urmă va trebui atunci ca producătorii să plătească în plus față de cât ar putea plăti dacă și-ar recupera și această valoare a materialului. E, pentru ca materialul ăsta să poată să genereze valoare în sistem, el trebuie să aibă cerere pe piață. Uneori cererea funcționează natural, alteori mai puțin natural în funcție de niște contexte care ne scapă de sub control, cum ar fi, cum spuneam la început, prețul petrolului. Am să mă opresc aici, sunt convins că putem discuta pe fiecare dintre ideile tehnice ore în șir. Este extrem de important, într-adevăr, și aici mă alătur solicitării lui Sorin, este extrem de important să începem să lucrăm pe un document și mă bucur foarte tare că, iată, există deja o, nu aș numi-o neapărat competiție, dar aș numi-o mai degrabă o abordare comună, din punct de vedere cel puțin a timpului, din partea mai mult decât un singur partid sau mai mult decât un singur inițiator. Și sper că asta să ducă la o dezvoltare rapidă a acestui act normativ și care să fie echilibrat din toate unghiurile la care ne uităm. Mulțumesc! Mulțumesc, Raul. Suntem la o oră de când am început, practic, dezbaterea după acele probleme tehnice. Vom recupera, sper, sau vom prelungi la final cu acest sfert de oră, astfel încât să lăsăm o oră de întrebări și răspunsuri și dezbateri. În deschiderea dezbaterii vreau să revin la câteva puncte importante, mai ales în urma punctului de vedere al Ministerului. În primul rând, sunt destul de multe temeri sau îngrijorări legate de felul în care populația va accepta un astfel de sistem. E bine să subliniem că noi avem un istoric în zona asta, din păcate un istoric pierdut în urmă cu mai multe zeci de ani, dar țin minte din copilăria mea și probabil că din copilăria mai multora dintre dumneavoastră, cum tot sistemul ăsta de garanție era un fel de pușculiță a noastră a copiilor, pentru că acele ambalaje le aduneam cu toții acasă, după care mergeam cu plasa și de multe ori banii respectivi rămâneau copiilor, fondul nostru de minge cu 35 și de gumă de mestecat sau de Brivco. Cu siguranță vremurile s-au schimbat, ambalajele s-au schimbat, materialele sunt altele sau sunt și altele.
avem provocări mai mari acum, dar cred că în mentalul colectiv încă mai există acest reper și chiar și după ani, la final de anii 90, exista acea sticlă de un litru și reclamele cu sticla de un litru și cu nenea Nicu. Deci au mai fost încercări. E bine să subliniem acest punct. Legat de ce spunea domnul secretar de stat, pe zona de responsabilitate și că o vom avea clar definită în noile normative, vreau să revin și să subliniez că nu e problema numai de responsabilitate, pentru că responsabilități am tot avut pe probleme de mediu și am avut un fond colectat la administrația fondului de mediu din ce în ce mai mare. Au fost tot felul de bani vărsați pe diverse responsabilități create prin acte normative, bani care nu s-au întors în a forma o piață. Sau s-au întors foarte puțin. Și cred că de asta e bine să schimbăm paradigma, să ne uităm dincolo de responsabilități, că rolul nostru aici nu este numai să găsim vinovați care să plătească. Rolul nostru este să creăm un sistem coerent. Și mă bucur că avem discuția asta în care sunt multe părți, mulți actori implicați și prezenți, astfel încât putem să discutăm despre coerența acestui sistem dincolo de responsabilități. Voiam să vă mai spun, am remarcat o trimitere la exemple din țări în care sistemul ăsta nu a funcționat. Subliniez faptul că în policy paper-ul pe care îl avem pe masă există inclusiv în anexă un studiu pe țări și sisteme care funcționează. Cred că de acolo trebuie să pornim. Nu trebuie să reinventăm roata, trebuie să ne uităm la lecțiile pe care pot să ni le ofere alte state, exemple pe care pot să ni le ofere alte state și să le adaptăm contextului național. Și în final, ideea de împreună pe care am auzit-o și o salut în discursul ministerului și în discursul domnului secretar de stat Mircea Fechet, într-adevăr, împreună avem șansa asta. Nu este scopul acestei discuții și acestei dezbateri, nu este un caf politic, nu discutăm despre să arătăm cu deget într-o parte sau alta, este de a construi cât mai repede și cât mai eficient acest consens și sistemul ăsta coerent. Iar aici pot să vă spun în calitate de președinte al Comisiei pentru Mediu că am deja niște exemple la care mă raportez, faptul că avem o legislație pe zona mirosurilor, avem legea mirosurilor care a trecut prin Parlament, a fost tot așa, un demers parlamentar consolidat după aceea într-un grup de lucru împreună cu ministerul și care în felul acesta a ajuns să se materializeze. Cred că e foarte important pe finalul acestei legislaturi, pe finalul acestor mandate parlamentare, să avem acest consens politic și să înțelegem că ar trebui să îmbunătățim și să construim sistemul dincolo de responsabilități, să-l construim funcțional și să treacă prin Parlament anul acesta. Cam asta este invitația noastră către minister. Dacă știu că au fost și dezbateri și discuții, haideți să facem un grup de lucru trans putere, să fie reprezentat și la nivel parlamentar și la nivel ministerial. Va fi mult mai simplu de trecut o astfel de inițiativă și prin actul parlamentar. Închei aici punctele de vedere din dezbaterile de început de acum o oră și deschid discuțiile publice cu un prim comentariu, o primă întrebare primită online. Este de la Florin Sitaru. Cum îl pot convinge pe primarul comunei să curețe gunoiul din râul care trece prin sat și care e o adevărată groapă de gunoi, râul? Care sunt măsurile coercitive și instituții la care pot apela? Deci am vrut să încep cu discuția aceasta care vine de la unul din participanții din zona privată, pentru că un astfel de sistem și sigla sub care am început dezbaterea, fără gunoaie în natură, un astfel de sistem asta își propune să rezolve punând valoare pe acel deșeu, pe acel reciclabil. În momentul în care vezi că trec prin râul din fața ta, trec niște zeci de mii, sute de mii de lei, cu siguranță că vor fi și entități, chiar și oameni, persoane fizice care să facă efortul ăsta și cu siguranță de fapt că nu vor mai ajunge acei bani în râu, ci vor fi returnați. Iar exemplu, inclusiv din policy paper-ul pe care îl avem, exemplele altor țări cu gradele acelea de returnare în jur de 90% și chiar peste 90%, susțin acest punct de vedere. Bun, dacă sunt înscrieri la cuvânt, m-am uitat, încă o dată vă spun, pe Zoom există o opțiune, dacă vă duceți pe butonul de participanți și, de fapt, pe butonul de participanți aveți în partea de jos Raise Hand,
se ridică o mânuță virtuală în dreptul utilizatorului dumneavoastră și putem să ținem o listă a celor înscriși la cuvânt, iar în sală o să vă rog să faceți un semn și vom adăuga, vom înscrie la luările de cuvânt. Acestea fiind spuse, aștept înscrieri la cuvânt dacă există online sau din sală în acest punct. Da, Cristian Ghinea. Vă rog. Și vă rog să vă și prezentați pentru cei din online să știe cu cine discutăm. Bună ziua, numele meu este Julia Lefman, sunt director general al Asociației Berarii României, reprezentanții producătorilor de bere din România, reprezentăm peste 85% din cantitatea de bere care se produce pe piața din țară. Mulțumim pentru invitație, pentru oportunitatea de a participa la această discuție și trecând direct în subiect, vreau să vă confirm faptul că tematica sistemului de depozit garanție este un subiect prioritar pe agenda asociației pe care o reprezint. Deja începând cu dezbaterile care au avut loc în 2018 pe marginea Ordonanței 74, care a instituit obligația legală de a avea un astfel de sistem și în România, și a făcut trimitere încă de la acel moment la nevoia și necesitatea de a avea un studiu de impact care să definească modul în care un astfel de sistem poate fi implementat la noi în țară, ținând cont de specificul economiei și, desigur, alte considerente de natură geografică pe care e important să le avem în vedere atunci când dimensionăm un astfel de mecanism de recuperare a ambalajelor din piață. Și pornind la acest drum, membrii asociației au analizat în mai multe, să spunem așa, configurații și am pornit la un drum de analiză de fezabilitate. Vedem astăzi că sunt pe masa Parlamentului și a Guvernului și la nivel de industrie mai multe astfel de studii și este foarte important să avem discuții precum cea de astăzi în baza unor aspecte tehnice, plecând de la care putem dimensiona în mod corect și, spunem noi, eficient un sistem de recuperare a ambalajelor de unică folosință din piață. Câteva puncte la care aș vrea să mă refer, le-am structurat în intervalul de timp în care au avut loc prezentările anterioare. În primul rând, un aspect important din perspectiva noastră de producători, pe care îl vedem a fi bine precizat încă de la început, este exact acest paralelism pe care sistemul de depozit, garanție, îl are cu sistemul EPR actual, sistemul de gestionare a deșeurilor din ambalaje, prin intermediul organizațiilor de transfer de responsabilitate și în relație cu ADI și autoritățile publice la nivel municipal. Sistemul de garanție despre care discutăm astăzi este un sistem care vine paralel cu acest sistem, este funcțional în prezent, este un mecanism suplimentar de a asigura o colectare mai bună din piață a ambalajelor de unică folosință pentru anumite categorii de produse. Și fac această precizare tocmai pentru că în completarea ceea ce spunea și domnul Pop puțin mai devreme, poate nu este și cel puțin din perspectiva noastră de producători, nu acesta este mecanismul prin care SMID-urile și ADI-urile ar trebui să devină funcționale. Cu siguranță există soluții pentru punerea acestora în funcțiune la parametrii la care ar trebui să lucreze, dar sistemul de depozit garanție vine în completarea mecanismului gestionat, care va fi în continuare gestionat la nivelul operatorilor prezenți și acum în acest lanț, și reține în sistem doar anumite ambalaje. Ambalaje care fac obiectul legislației sunt ambalajele de băuturi, intră aici o listă mai lungă plecând de la bere, ape, sucuri, dar sigur mai există și vin, băuturi spiritoase, nu le voi detalia, ele sunt deja menționate în legea 31 pe 2019. Și doar pentru aceste ambalaje primare vom putea avea, punând în funcțiune un astfel de mecanism, o posibilitate de recuperare din piață. Toate celelalte ambalaje secundare și terțiare din industriile vizate, precum și ambalajele primare, secundare și terțiare din celelalte sectoare care nu fac obiectul sistemului de garanție, vor rămâne gestionate prin intermediul operatorilor de salubritate și a tuturor operatorilor care fac și acum parte din circuitul, îi spunem noi, generic EPR. Și este foarte important să facem această clarificare, pentru că de aici mai departe decurge toată discuția privind modul în care ar trebui să funcționeze acest sistem. Ce spuneam mai devreme privind analizele pe care le-am realizat inclusiv la nivel de industrie, aș vrea să menționez aici faptul că avem o viziune
legată de modul în care ar putea să funcționeze operatorul de gestiune al sistemului IARES, organismul de gestiune la care a făcut trimitere domnul Sorin Ioniță mai devreme. Este un punct de vedere pe care l-am formulat în intervalul, în ultimul an și jumătate de când lucrăm la acest subiect la nivel de producători și am construit un punct de vedere comun într-o alianță a producătorilor de băuturi care include industria producătoare de bere, ape și sucuri și care, sigur, pune pe masă discuției și sperăm să avem un dialog cât mai concret și în acest format și, desigur, în continuare și cu Ministerul Mediului, o formulă de lucru care se bazează pe modele de bune practici. Nu vom inventa roata în România, cu siguranță. E util să ne uităm la țările care au plecat deja pe acest drum, care raportează rezultate foarte bune de colectare a acestor ambalaje și reintroducerea lor prin reciclare în circuitul de producție, acesta fiind unul dintre scopurile principale ale sistemului, și care funcționează într-un sistem de operare privată. Subliniez acest lucru pentru că vedem în țările pe care le-am analizat și noi deopotrivă, sunt menționate și în studiul pe care ne l-ați prezentat astăzi, sunt entități private organizate de către producători cu prezența comercianților și operate în mod privat pentru a asigura și adaptabilitatea și flexibilitatea necesară ajustărilor care vor fi cerute de sistem astfel încât să răspundă nevoilor din piață și pentru a asigura efectiv funcționalitatea acestui sistem. Și sigur că putem să intrăm într-un detaliu. Mă opresc aici pentru că este un aspect care ține foarte mult de modelul de implementare a sistemului de IARES pe care noi, în calitate de producător, îl facem cunoscut și dorim să-l prezentăm pentru analiza deciziei publice care va urma. Este importantă dezbaterea. Este foarte importantă. Cadrul legislativ care va permite funcționarea acestui sistem include, fără discuție ca prim punct de pornire, un HG. Așa cum este menționat în legea 31 pe 2019, va trebui să avem un HG, îi spunem noi, actul de înființare al sistemului IARES. Mai departe însă de acest HG care va defini mai în detaliu funcționalitatea sistemului, sunt necesare corelări în toată legislația de mediu și nu ducem lipsă de ea, avem foarte multă legislație în România. Avem o problemă, n-o punem în practică, dar cuantumul normelor, ne uităm că sunt numeroase și am făcut un inventar al acestora, există mai multe legi care vor trebui amendate astfel încât să permită introducerea în mecanismul mai amplu de gestionare a deșeurilor din ambalaje și operatorul sistemului de depozit garanție, la oaltă, cum spuneam, cu mecanismul actual care va continua și mai departe să gestioneze aceste deșeuri din ambalaje, altele decât cele care vor face obiectul garanției la consumator. Și aici nu, lista e lungă, legea 211, legea 249, ordonanța 196, le știm, le vom mai vedea și le vom analiza. Rolul Parlamentului în această dezbatere este extrem de important pentru că acestea vor trebui amendate în Parlament. Și vă spun ca mesaj dinspre zona noastră de producători, ne uităm desigur la termenul din lege, faptul că de la 1 ianuarie va trebui să avem un cadru normativ de funcționare al acestui sistem. Din optica noastră, dorința și așteptarea și speranța, dacă pot să o formulez așa, este ca împreună cu HG-ul, care dintr-o considerare tehnică este mai ușor de implementat odată ce se va trage linie și va exista o concluzie asupra tuturor întrebărilor care persistă, dar din perspectiva noastră, pentru a putea merge mai departe cu implementarea acestui sistem, vedem necesară implementarea tuturor, să spunem așa, ajustărilor legislative necesare care vin în legi, care au legătură cu activitatea Parlamentului, astfel încât odată ce se pornește implementarea sistemului de depozit garanție, care va necesita niște investiții, o infrastructură, niște centre de colectare, vom putea discuta mai târziu, să putem avea un cadru legislativ complet. Să încetăm să mai lucrăm pe modelul peticii mai târziu. Sigur că vor fi rafinări ulterioare, poate și pe partea legislativă. Ele în general apar ca urmare a eventualelor situații pe care nu le putem anticipa, dar sunt enumerate aspecte care pot fi anticipate și putem porni cu dreptul cu un cadru legislativ cât mai complet care să permită cu adevărat funcționarea eficientă a acestui sistem. Și mai am un ultim aspect și mă opresc pentru a nu monopoliza discuția. Vorbeam despre obligativitatea, sau s-a făcut vorbirea mai devreme, despre rolul producătorilor în această discuție, care decurge din obligația de extinsă a producătorului, așa cum o știm și o înțelegem ca parte din cadrul legislativ la nivel european, pe care îl aplicăm și în România,
aceasta este cea care stă la baza, dacă pot să-i spun, motivației și demersului foarte consistent pe care la nivel de producător l-am inițiat în scopul de a susține constituirea acestui sistem și implementarea lui în România într-un orizont de timp cât se poate de apropiat, îi spunem noi, chiar dacă ne uităm că sunt necesare etape de timp necesare pentru dezvoltarea sistemului și el nu poate apăra de mâine, dar odată ce pornim pe acest drum, bine, demersul vine la pachet cu un angajament de industrie în a susține și contribui la finanțarea acestui sistem. La fel de important, considerăm că este deopotrivă comunicarea către consumatori. Ea va fi făcută, desigur, implicit de sistemul nou creat, care va avea acest rol de a comunica înspre consumator și astfel a încuraja conformarea acestuia în spiritul returnării ambalajelor și a recuperării garanției. Dar, așa cum s-a menționat și mai devreme, rolul actorilor politici la nivel general este foarte important. Și o educare a consumatorului în spiritul gunoiul costă și costul acestuia poate fi mai mare sau mai mic în funcție de cât de bine ne conformăm cu reglementările de mediu, este util. Un discurs de tipul taxă zero pe gunoi pe care l-am văzut în ultimele două cicluri electorale și sperăm să nu ne confruntăm cu el și acum, dar riscul este destul de mare, nu ajută. Nu ajută la implementarea unui mod de gândire, la instituirea unui mod de gândire care să vină în susținerea unui astfel de demers, despre care discutăm deja că este unul de natură complexă, va necesita resurse financiare importante și deopotrivă trebuie ajutat din toate părțile pentru a fi de succes. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu. Cred că au fost foarte multe puncte importante și orientate constructiv. E foarte bine că în discuția asta în care sunt diversi actori la aceeași masă, iată, există și ați făcut referire și la studii și la inclusiv studiu pe zona legislativă. L-avem și noi, e bine să-l corelăm și să ne asigurăm că demersul ăsta este și complet și eficient. Sunt perfect de acord inclusiv cu ce a spus legat de taxa zero, că de fapt nu are cum să fie taxa zero, indiferent când ne referim la viitoare infringement-uri sau alte costuri, gunoiul ne costă. Trebuie să acceptăm asta și să ne dăm seama de costul mare pe care îl plătim și acum și cum putem să facem treaba asta astfel, în folosul naturii și în folosul unui sistem funcțional. Mulțumesc mult! Nu au mai fost alte înscrieri. Îi dau cuvântul domnului Marius Brânzea. Marius Brânza, Reciclador S.A., o organizație de tip IPR. S-a menționat de foarte multe ori aici importanța arhitecturii sistemului și în completarea a ceea ce a spus doamna Giulia Leferman și domnul Sorin Ioniță, aș vrea să adaug următorul aspect. Arhitectura sistemului trebuie să plece de la două elemente fundamentale și indubitabile ale protecției mediului. Unu, răspunderea extinsă a producătorilor și, doi, cerințele și principiile economiei circulare. Și mă refer aici în mod special la closed loop recycling. Iată de ce 90% din sistemele de tip DRS, modelele de business DRS în Europa sunt entități private, pentru că acestea astfel își asigură accesul la material și îndeplinesc principiul closed loop recycling. Este esențial. În consecință, aș vrea să adaug aici, nu știu care ar fi rolul ADI-urilor într-o asemenea entitate juridică, adică cunoaștem performanța lor actuală, nu știu dacă 15-18 din ele sunt funcționale la ora actuală la nivel național. Ce aș mai adăuga? Aș adăuga faptul că sistemul depozit este o necesitate. În egală măsură, sistemul depozit, așa cum menționau antevorbitorii mei, sistemul depozit este o complementaritate. Dacă analizăm statistic datele privind ambalajele introduse pe piața națională, ambalajele eligibile în sistemul depozit, refund system, sistemul depozit, sunt undeva între 22-26%, depinde cum va arăta lista finală a produselor care vor fi incluse în sistemul depozit. Ce se va întâmpla cu restul? Restul vor trebui gestionate în continuare prin schemele IPR și în consecință ca și recomandare este o abordare în viitoarele discuții singulară, doar a sistemului depozit nu ar fi eficientă. Cred că concomitent trebuie analizat și impactul macroeconomic pe care îl generează introducerea a două modele de reciclare a ambalajelor. Și ultimul aspect, cred că fără dar și poate, nu aș merge pe ceea ce credem că
ar face consumatorul. Consumatorul de foarte multe ori este imprevizibil, el se va afla în fața două modele cu construcții totalmente diferite. Unul bazat pe incentivare și pe tehnologie, celălalt bazat pe awareness, educație și conveniență foarte aproape de casă. Cred că în această perioadă, pe perioada discuțiilor viitoare, trebuie luat în considerare și o analiză temeinică a comportamentului consumatorilor în momentul introducerii și celui de-al doilea model de reciclare a ambalajelor. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Vă rog, Alice Nichita! Mulțumesc mult! Alice Nichita mă numesc, reprezint astăzi aici Asociația Națională a Băuturilor Răcoritoare. Deopotrivă suntem producători care producem și îmbutelim și apă minerală, așa că acoperim cumva două segmente de industrie complementare berarilor, împreună cu care, într-adevăr, funcționăm sub sfera acestei alianțe a producătorilor de băuturi, produse care intră în scopul și sub mențiunile celor care vor face obiectul sistemului de garanție, pentru că vorbim într-adevăr de ambalaje de tip one way, cum le spunem noi, reciclabile, dar folosite pentru îmbutelierea acestor produse. Iarăși, cred că încep un pic cu o observație în completarea ceea ce a spus domnul Marius Brânza. Într-adevăr, ne uităm că sistemul de depozit garanție va rezolva o mare problemă pentru noi ca producători, pentru că ne dorim o colectare și o reciclare eficientă în România și pentru că ne dorim acces la materie reciclată pentru a o putea folosi din nou în ambalajele pe care le punem pe piață. Nu vă ascund faptul că, într-adevăr, am pornit acest demers în urmă cu ceva timp și ne bucură faptul că ajungem să avem dezbateri publice pe tema aceasta și că am ajuns să ne educăm din ce în ce mai mult în direcția aceasta, uitându-ne la ce se întâmplă într-adevăr și în alte state care au implementat deja acest sistem, dar uitându-ne și care ar fi modalitățile prin care noi ca stat am putea atinge țintele ambițioase care urmează să fie implementate, atât din Circular Economy Pact, cât și Single Use Plastic Directive, pentru că sunt ținte foarte ambițioase de colectare. Dacă ne uităm numai la PET, avem în 2029-2030 ținte foarte, foarte mari. Ca să nu mai spun de posibila deja taxă pentru plastic nereciclat, pentru că este la pachet între acele 5 noi taxe pe care Uniunea Europeană le vehiculează. Toate acestea creează, bineînțeles, pentru noi ca producători un cadru prin care reușim să ne facem mai bine auzit punctul de vedere, și anume acela în care suntem conștienți de responsabilitatea aceasta extinsă pe care o avem și ne dorim să putem face ceva operațional, să contribuim la o mai bună colectare și reciclare. De aceea, în accepțiunea noastră, organizarea acestui sistem și implementarea ar trebui cumva să ne aparțină, de asta mă refer și eu la această capacitate a organismului central să fie deținut de industrie, bineînțeles în parteneriat cu comercianții alături de care cel mai probabil vom pune la punct acest sistem, așa cum funcționează și în alte state. Rămâne, bineînțeles, rămân de discutat multe aspecte ale sistemului, fiind unul destul de complex. Poate din perspectiva cetățeanului, cel mai important aspect va fi cât de ușor și facil va fi. Adică dacă el va avea posibilitatea să returneze acele ambalaje de acolo de unde le-a cumpărat, dacă nu va trebui să le care kilometri în șir în portbagaj ca să poată să ajungă la principalul sau primul centru de colectare. De aici reies două principii importante în accepțiunea noastră, și anume, pe de o parte, obligativitatea producătorilor care pun pe piață astfel de produse ambalate să facă parte din sistem, să devină clienții acestui sistem. Pe de altă parte, obligativitatea comercianților care comercializează către consumatori aceste tipuri de produse de a și prelua ambalajele ulterior. Fie că se va face printr-un modalitate automată, prin aceste RVM-uri de care spuneam, sau manual. Pentru că, într-adevăr, față de alte state care au implementat sistemul, România este o țară foarte mare din punct de vedere al dimensiunii, cu un specific mix rural-urban undeva 50-50, care va face și specificul acestui proiect și acestui sistem.
vorbim probabil de un 50-50 colectare automată versus colectare manuală. Asta înseamnă și o complexitate din punct de vedere logistic pe care respectiva companie sau entitate centralizatoare va trebui să o gestioneze. Și s-a discutat un pic mai devreme, cred că Raul foarte bine a menționat faptul că acea zonă logistică de colectare va trebui să funcționeze ceas elvețian, dacă se poate, în România. Și ca să putem să avem un control imediat asupra eficienței acestui sistem, în accepțiunea noastră a producătorilor, el trebuie să fie un sistem gestionat de industrie. Bineînțeles, este vorba de o colectare națională, cum bine s-a punctat încă de la începutul discuției, pentru că fiecare oriunde circulă sau dintr-o regiune într-alta trebuie să aibă posibilitatea de a returna ambalajele, indiferent de unde le-a achiziționat. Și există încă un principiu la care ținem foarte mult, și anume principiul not for profit, adică acest sistem nu trebuie să fie unul privit din perspectivă de profit. Pentru că principalul obiectiv la ora actuală pentru noi ca producători este, pe de o parte, să ne îndeplinim țintele de colectare și reciclare, pe de altă parte să avem acces la material reciclat. Și ne gândim că nu ar fi corect pe tot lanțul să existe vreun generator de profit. Deci cumva sistemul trebuie să funcționeze cu o cheie de balanță care să se închide pe net. Adică cheltuielile sistemului să fie într-adevăr compensate cu zona de venituri, și anume veniturile sunt simple, venituri obținute din vânzarea materialelor colectate către reciclare, către reciclatori, apoi acea cotă parte de garanție nerevendicată, într-adevăr, care poate în primii ani o să fie un pic mai mare, pentru că, bineînțeles, și consumatorii sau comportamentul consumatorilor va fi modelabil, să spunem așa, ajungând la cele 90% de returnare undeva probabil după anul 3 de funcționare. Și aceste garanții nerevendicate, în plus valoarea materialului. O a treia componentă de cost sau de venit pentru sistem este acea taxă, acel tarif pentru producători. Și vorbim aici de costurile de operare pe care tot industria va trebui să le gestioneze, astfel încât sistemul să fie suficient de bine finanțat pentru a putea asigura întreaga rețea complexă de care spuneam. Noi am petrecut destul de mult timp încercând să înțelegem, pe de o parte, ce putem importa ca bune practici din alte state, pe de altă parte, cum ne putem adapta la un specific local, și, într-adevăr, privesc și eu cu destul de multă reținere la momentul acesta combinarea celor două sisteme sau roluri ale actorilor care sunt la ora actuală implicați în managementul deșeurilor. Și revin aici la posibilitatea sau modul în care ADI, UAT-uri sau SMID-uri își pot găsi un rol în sistem. Mai degrabă nu la momentul actual, aș spune, pentru că s-a menționat un pic mai devreme, acest sistem garanție depozit este privit ca o speranță, știți, ca o mare soluție pentru rezolvarea multor probleme. Ne dorim să aibă șansele lui de a rezolva măcar problemele acestor tipuri de ambalaje pe care, din păcate, le revedem prin păduri, pe râuri și pe lacuri, și separat să pornim sau să discutăm despre reconstrucția cadrului de colectare separată, care oricum va trebui să coexiste, pentru că vorbim totuși de ambalaje care vor fi ale producătorilor care pun pe piață ambalaje primare sau secundare, care nu fac subiectul sistemului garanțial. Ele vor trebui în continuare să fie gestionate prin sistemul deja existent IPR. De altfel, unul care trebuie să fie la fel de sănătos și reconstruit pe baze corecte, aș spune eu. Vă stăm la dispoziție pentru discuții ulterioare. Cred că putem pune la oaltă toate studiile și informațiile pe care le avem, tocmai ca să găsim cea mai bună soluție. Și da, ca producători ne dorim implementarea unui astfel de sistem, pentru că și noi îl privim ca pe o soluție din punctul nostru de vedere, dar și pentru o soluție pentru mediu și pentru România. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Raul Pop s-a înscris pentru o scurtă intervenție, după care vă propun să trecem prin întrebările primite online. Raul? Aș vrea doar să spun o chestie explicită, cumva în follow-up la ceea ce spunea doamna Nichita, și anume că tot acest sistem
costă niște bani care în ultimă instanță se recuperează de la consumator prin prețul produsului. Adică chiar dacă el este susținut de producători sau de oricine altcineva, aceste costuri de operare, respectiv lipsa veniturilor sau existența veniturilor din materia primă care rezultă, toate acestea se reflectă într-un cost social care se recuperează prin un adaus în prețul produsului. Așadar, cumva avem o datorie comună ca acest sistem să funcționeze în condiții de maximă eficiență, astfel încât impactul pe care îl va avea asupra întregii societăți să fie cât mai mic din punct de vedere financiar și cât mai mare din punct de vedere al, dacă vreți, rezultatelor lui de mediu. Deci, de exemplu, discuția despre profit, în contextul în care noi știm că aceste costuri vor fi suportate de cetățeni, chiar dacă indirect, este din start, o constrângere și o restricție cam nenegociabilă. Da, acest sistem nu poate să aibă profit. Atât am vrut doar să subliniez. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Cristi Ghinea, te rog. Da, mulțumesc că ar fi multe de spus, dar dacă ne întoarcem la elementele de bază, îndemnul meu ar fi să facem niște pași înainte. Pentru că, într-adevăr, adică e genul de situație în care toată lumea te spune, da, este bine să se întâmple, avem și obligația să se întâmple, dar de fapt nu se întâmplă nimic. Cineva a spus că a participat la câteva zeci de dezbateri și aceasta este încă una. Păi da, asta este o problemă în sine, că avem foarte multe dezbateri și nu avem decizia luată. Și asta îi răspund și amical domnului Fechet, care sper că mai e cu noi. Domnul Fechet, dumneavoastră, guvernul, trebuie să pună o decizie pe masă până la urmă, pentru că suntem în iulie, ar trebui să avem sistemul să intre în vigoare anul viitor, deci mai avem 6 luni, în care, mai puțin de 6 luni, în care avem și alegeri și nu știu câți din administrația centrală vor sta cu mintea la asta, dar ca să putem să avem o opinie și noi, trebuie să discutăm pe ceva concret, pe care nu-l avem. Eu sper să facem niște pași după acest paper al nostru, în care am pus ceva concret. Am pus o valoare a garanției, fie jumătate de leu, fie un leu. Am pus ideea că trebuie să fie un sistem musai național, ca să nu începem după aia să migreze deșeurile dintr-un județ în altul. Dar aici, vedeți, este un punct care nu e clar că așa va fi. Și aici mă refer la, dacă îmi permiteți să deschid, chiar draftul de program operațional de dezvoltare durabilă propus de Ministerul Fondurilor Europene, respect faptul că domnul Feche spune că există o relație foarte bună între cele două ministere, dar vedem aici o contradicție. Pe de o parte, Ministerul Mediului lucrează intens la aceste propuneri, pe de altă parte, Ministerul Fondurilor Europene în draftul de program operațional nu spune nimic despre această chestiune. Iar acolo unde apare ceva la obiectivul specific promovarea tranziției către o economie circulară, se spune doar atât, extinderea schemelor de gestionare a deșeurilor la nivel de județ, inclusiv îmbunătățirea sistemelor integrate existente de gestionare a deșeurilor, etc. Deci nici vorba de un sistem național, ci dimpotrivă se înțelege clar de aici că vom da bani europeni pentru schemele existente deja la nivel de județ. Și aici intervine această dilemă mare pe care am spus-o și eu și au menționat într-un fel și Raul Pop și Alice Nechita, rolul ADI-urilor. Deci în viziunea Ministerului Fondurilor Europene, așa cum este el, document publicat, primul draft al programului operațional, totul s-ar întâmpla prin ADI-uri. În opinia mea și în opinia unei părți din industrie, înțeleg, tocmai asta este o problemă, pentru că ADI-urile nu au fost și mecanisme performante. Și atunci, cine sau care este răspunsul statului român la întrebarea câtă putere dăm sau care este să fie rolul ADI-urilor în acest nou sistem? Dacă Ministerul Fondurilor răspunde doar ele, Ministerul Mediului cum răspunde? Sunt decizii grele care trebuie luate, dar ca să le luăm, trebuie să avem să le pună cineva în masă. Dacă tot discutăm la modul, ar fi bine să avem sistemul și o să-l facem la un moment dat, nu facem pași înainte. Și eu recunosc că e decizie grea. Mai ales din punct de vedere al Ministerului Fondurilor Europene, pentru că Ministerul Fondurilor Europene este ministerul care a băgat foarte mulți bani în aceste ADI-uri.
Și atunci tinde să spună ăștia copiii mei, trebuie să le dau bani în continuare. E foarte greu ca o instituție în România să vină, și cred că de oriunde, să vină să spună, domne, e un sistem semi-eșuat, ca să facem ceva alt obiectiv de policy, nu folosim pe ăsta, folosim pe altul. Tocmai de asta propunerea noastră este, cred, la mijloc și rezonabilă, plecând de la ideea că nu sunt un succes adiurile, dar în același timp nici nu le poți lăsa deoparte, pentru că asta este sistemul pe care l-are să rămână acum în funcțiune. Și atunci o formulă prin care adiurile să aibă o formă de ownership, de proprietate pe sistem, dar operarea să fie făcută prin o altă entitate pe care aș vrea să o discutăm. Am încercat doar să pun în perspectivă dilemele care există și la care cel puțin noi avem această mândrie a faptului că am făcut niște pași înainte, că noi am răspuns în acest paper, în această propunere de politici publice, la unele dintre întrebările esențiale și sperăm să avem răspunsuri de orice fel, de la minister, care poate să fie, domne, bateți câmpii sau, domne, aveți dreptate sau... Da. Până la urmă, tot aceste decizii se vor lua singure. Trebuie să le ia cineva și noi am venit cu niște propuneri clare care răspund la fiecare dintre dilemele respective. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, Cristi! Foarte structurat încerc să punctez câteva lucruri. În primul rând, scopul dezbaterii de azi este să ne asigurăm că avem o înțelegere și o imagine de ansamblu asupra cadrului și că sunt puse întrebările corecte. Nu cred că vom reuși să răspundem tuturor acestor întrebări astăzi. De aceea, invitația și către dumneavoastră și către minister este să avem o discuție aplicată la nivel tehnic, exact cum vom rezolva fiecare dintre provocările astea. Pentru că, pe de o parte, înțeleg și inputul care vine nu numai dinspre partea comercială a problemei, dinspre producători și dinspre comercianți, și inclusiv exemple din afară, acela că sistemul ăsta ar trebui gestionat cu preponderent de către mediul privat. Dar și ce spune Cristi e la fel de valid. Noi avem o anumită arhitectură pe sistemul de management al deșeurilor care s-a făcut cu niște bani europeni și va trebui să vedem cum armonizăm cele două. Deci, cred că, în primul rând, avem nevoie de niște răspunsuri din partea Ministerului. Văd că domnul Fecher nu este momentan conectat, poate vrea domnul Teodoru să intervine, dar înainte de asta, invitația este către un dialog structurat și către a avea acest grup de lucru și să reușim în două luni de zile să punem pe masă publicului un document și mai amplu care să răspundă întrebărilor ridicate azi. Înainte, dacă ministerul dorește să intervină înainte, aș vrea să trecem prin întrebările pe care le-am primit online. Și trecând, uitându-mă peste ele, îmi dau seama că este nevoie de foarte multe discuții și dezbateri, nu doar pe sistemul de garanție, ci pe tot ce înseamnă reciclare, pe tot ce înseamnă colectare separată sau colectare selectivă, pe rolul AT-urilor, pe blocajele din zona asta. Foarte multe dintre întrebări se referă la așa ceva. Vedem de o întrebare primită de la Gabriela Iordan de la Recicleta cu privire la construirea unui incinerator pentru arderea deșeurilor și oportunitate. Nu aș vrea să intrăm în discuția asta. Sunt multe discuții colaterale, dar îmi fac datoria să le menționez. Gabriela îi spun că avem totodată un alt policy paper pe zona aceasta, pe ce ar însemna, ce înseamnă incineratoarele. Gabriel Buiculescu, cum vedeți susținerea proiectelor civice gen reciclează la bloc și primăriile care fac sau nu fac informare? Din nou, este o discuție colaterală, nu vom intra în ea, dar probabil că ar trebui să avem o dezbatere separată în care să fie și UAT-urile reprezentate pe ce înseamnă colectare separată, colectare selectivă. Iulia Tuțuianu, asociația ce ține de noi, ce măsuri pot fi luate urgent implementabile pe termen scurt și mediu? Cred că dezbaterea de azi a dat răspunsuri deja pe zona aceasta. Tăia Ciulacu, Asociația Viitor Plus, ce măsuri de sprijin prin finanțarea FM sau buget de stat, cât și penalități aveți în plan pentru ATV-urile care nu își îndeplinesc obligațiile legale pe colectare separată? Din nou, e o temă colaterală. Sunt câteva comentarii cu privire la rolul gărzii de mediu și la legislație. Dacă am fi de acord cu măsuri legislative mai dure care se interzică punerea pe piața ambalajelor pentru că nu există soluții de reciclare viabile în România. Și aceasta este o discuție importantă de purtat. O altă remarcă legată de creșterea transparenței legată de utilizarea fondurilor colectate de la poluatori. Aici deja am ridicat cumva în discuție
acest aspect. Sunt curios dacă are ministerul o intervenție. Pe Zoom am primit 4 întrebări. Danu Stanciu, Asociația Preocupat de Viitor. Numărarea nu se poate face dacă ambalajele de sticlă sau borcan se sparg. Este fezabilă ideea numărării? E o întrebare, o lansez tuturor celor care doresc să intervină. Daniela Oancea, cum va funcționa sistemul de garanție sau de colectare în cazul comerțului online? E o întrebare interesantă și pertinentă și mă bucur că a apărut. Tot de la Gabriel Buiculescu, Reciclează la Bloc, revine cu întrebarea legată de fondul din ecotaxă și răspunsul din 2019 primit de la AFM, cum că a fost lansat un program de conștientizare cu un buget de 25 de milioane de lei, bănuiesc. Aida, în ce măsură producătorii și comercianții sunt dispuși să-și asume costul inițierii sistemului în cazul în care acesta va fi privat? Deci e pe elefantul mare din încăpere la care ne tot întoarcem. Este o întrebare care vine în direcția aceasta și se orientează către producători și comercianți. Din comentariile pe Facebook au fost 4, propunerea de a include și Asociația Marilor Rețele Comerciale în dezbateri. Sunt perfect de acord în măsura în care vom concretiza acest grup de lucru despre care am vorbit și pe care îl propune Ministerului. E deschis, invităm pe toți cei care consideră că au un punct de adresat în aceste discuții. Ambalajele din sticlă și plastic, bere recolitoare, apă, lapte, ambalajele recuperate sau reprocesate sau într-o oarecare măsură sunt trimise în forma lor originală la producătorul produsului. Este o întrebare de la Gabriel Cărbunaru. Aida Silaghi, cele mai multe sisteme sunt deținute de comercianți și producători în proporții egale, de ce am inventat noi altceva? Iar Mona ne spune de necesitatea unui standard pentru dezlipire, dizolvare, etichete și diferențierea valorii garanției între ambalajele stat și cele atipice. Am trecut prin toate întrebările primite foarte repede. Rugămintea este pentru... Am 3 înscrieri la cuvânt. Dacă puteți, vă rog să fiți cât mai conciși, 2 minute de intervenție, astfel încât să putem lua cât mai multe intervenții. Pentru început, domnul Cristel Sabo. Se pregătește domnul Brie și domnul Cristian Lazar, după care dăm cuvântul ministerului. Bună ziua, mă numesc Sabău Cristel, reprezint Vrancar Tesa, între cei mai mari reciclatori de hârtie și carton din România și doresc să vă împărtășesc câteva din ideile pe care le rez, ascultând părerile celor de față. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Vrancar are multe calități, unul este de producător, producem în momentul în care ne vindem produsele, le ambalăm. Suntem și generatori de deșeuri, în momentul în care folosim materiile prime, generăm deșeuri. Suntem și colectori, suntem și reciclatori. Înțelegem în mare parte foarte bine părerile celor de față și trebuie să luăm în calcul anumite aspecte economice care, indiferent de sistemul pe care îl alegem, sunt de la sine înțelese și se vor autoregla. Care este drumul cel mai scurt de la locul de generare al deșeului până la reciclator? Dacă intervenim asupra acestui aspect, îl încărcăm de costuri, deșeul respectiv, și nu mai este dezirabil pentru reciclator. Care este costul de colectare și cum îl putem diminua și care este valoarea de piață a deșeului? Aceste componente, dacă sunt aplicate asupra unui sistem, în momentul în care sunt bifate cât mai multe dintre ele, ne conduc spre un sistem optim de colectare. De-a lungul vremii s-au încercat diverse variante și ar fi totuși timpul să facem un pic de analiză cu ce n-a mers bine, ce ne-am propus să facem, unde nu s-au îndeplinit prognozele pe care le-am avut. Noi ca țară, noi ca totalitate, deci nu noi ca Vrancar sau noi ca reciclator sau... Nu, deci noi în întregimea noastră, nu? Deci nu. Unde sunt problemele care n-au mers bine și de ce n-au mers bine și cum s-au reglat singure? Cum s-a ajuns ca să fie ocolit sistemul, să spun așa, și să se revină spre o normalitate economică care nu poate fi evitată.
În momentul în care deșeul nu mai este de o calitate corespunzătoare, pentru că trece prin stații de sortare, se găsește deșeul corespunzător în afară. Deci ori lipsa lui, ori poluarea lui, îl împinge pe reciclator să găsească o materie primă optimă în proximitate, în țările din jurul nostru. Asta este un exemplu de efect negativ. Deci sunt cantități foarte mari care stau și așteaptă să fie predate reciclatorilor și care nu pot fi luate pentru că nu îndeplinesc niște condiții minime de prelucrare. Un alt aspect pe care consider că nu este luat în considerare foarte bine este că cel care plătește trebuie să fie informat foarte bine pe ce dă bani. Aici sunt problemele celor două doamne din sală, ridicate de cele două doamne. Și toți care au această taxă de plătit provin din industrii foarte competitive și sunt firme private foarte performante. În momentul în care îi spui unui manager care își face foarte bine treaba că trebuie să dea niște bani și nu-i justifici pe ce și de ce și că acela este cel mai bun sistem, trece cu impresia că sunt anumite profituri nejustificate și nu este bine. Deci vrei să interveni, să spuneți ceva? Sau? Ok. Am înțeles. În momentul în care vrem să optăm pentru un sistem pe care le discutăm astăzi, trebuie să ne gândim la un lucru. Deșeurile pe care vrem să le deviem și să le ducem, să le scoatem din sistem, fac parte din totalitatea deșeurilor. Și în momentul în care din totalitatea deșeurilor scoatem o parte din ele, s-ar putea să ne lovim de niște elemente, de niște efecte negative, pentru care restul deșeurilor să nu mai fie suficient de atractive pentru a fi colectate și trimise la fabrică. Și să avem o creștere pe partea aceasta de sistemul de depozit și o descreștere a cantităților care rămân nereglementate de acest sistem. Cam asta ar fi. Sunt mai multe, dar înțeleg că trebuie să fiu mai scurs. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Ilie Brie, tot două minute, dacă puteți, vă rog. Da, încercăm mai puțin. Se aude? Da, da. Ok. Aș vrea să fac trei precizări scurte. Prima, mi se pare esențială propunerea care figurează în raportul dumneavoastră referitoare la cei 0,5 lei garanție. Trebuie să știți că cei 0,5 lei garanție ar însemna, de exemplu, pentru cineva care culege peturi, o sumă de 2.000 de euro tona. În momentul de față, o tonă de PET sau de deșeu reciclabil, în speță vorbim de PET, variază între 50 de lei și 100 și ceva de lei de euro în România, iar în Europa poate să ajungă în jur de 400. Ori, în clipa în care o tonă de PET ar putea să aibă valoare de piață de 2000 de euro, este echivalentul celor 50 de bani pe sticlă, putem avea certitudinea că toate centrele de colectare, indiferent sub ce formă sunt organizate, vor deveni adevărate aspiratoare de deșeuri care nu o să se mai regăsească în natură. A doua precizare importantă este mecanismul de decontare. Este un mecanism esențial, dar există soluții tehnologice astăzi care pot să rezolve problema mult mai simplu decât au lăsat să se înțeleagă intervențiile anterioare și vă menționez numai tehnologia de blockchain care este aplicată în diverse părți ale lumii și care poate să rezolve foarte ușor
și foarte bine această problemă. Și ultimul punct, cel pe care l-a evocat și domnul Raul Pop, există un conflict financiar major, acela între costul foarte scăzut al materiei prime și a materiei prime secundare, deci cea care provine din achizițiile de PET sau de deșeu de plastic. Și această problemă trebuie neapărat reglementată la nivel macro, deci trebuie o regulă introdusă dincolo de aspectele concrete ale sistemului de depozit sau de garanție, etc. Este o problemă generică care ar trebui rezolvată într-un anumit fel. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Cristian Lazar, după care cred că ar trebui să revenim la minister, o să invite domnul Cosmin Teodoru să ia cuvântul. Bună ziua, se aude? Perfect. Cristian Lazar, vreau să intervin și eu, vreau să vă spunem că noi, organizațiile de transfer de responsabilitate sau mai nou, cele care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, ne-am organizat într-o asociație în care facem parte toți, asociația OIREP Ambalaje. S-a discutat foarte mult de sistemul garanție depozit, un sistem pe care noi nu îl contestăm, noi ne ocupăm de celălalt sub de deșeuri care va rămâne în continuare sub partea de finanțare către aceste OIREP-uri. Vreau să vă spunem că noi, la nivel de asociație, am identificat o serie de probleme cu care ne confruntăm în relația cu autoritățile publice locale, cu privire la două sau trei aspecte importante, care nu o să le detaliez, vreau doar să vi le pun în vedere, pentru că necesită atenția dumneavoastră. Prima este practica neunitară în relația cu fiecare entitate pe care noi, pentru fiecare entitate care îndeplinește, care implementează răspunderea extinsă a producătorului. Practica neunitară care pleacă de la împărțirea cantităților pentru fiecare entitate în parte până la modalitatea de contractare și tipul de contractare cum face fiecare. Vă dați seama, sunt 21 de ADI-uri care funcționează și furnizează cantități pentru îndeplinirea obiectivelor, iar celelalte sunt încă nefuncționale și câteva mii de primării cu care noi vom fi nevoiți să facem contracte de acoperire a costurilor de colectare, respectiv valorificare a deșeurilor. Această practică neunitară ne creează dificultăți majore în desfășurarea activității. De asemenea, am observat tot la nivel național, nu s-a implementat corect legislația aferentă modificărilor din OUG 74, și aici sunt probleme legate de implementarea corectă a instrumentelor economice, cum ar fi plătești cât arunci, care nu sunt încă implementate corect în majoritatea țării. Și acest lucru, practic, îngreunează foarte mult îndeplinirea obiectivelor. Dacă nu există instrumente economice care să stimuleze colectarea selectivă, nu putem să îndeplinim aceste obiective. Deci, astea două probleme sunt foarte importante și ne gândim serios să venim cu o propunere la minister în care să creăm poate un grup de lucru ca să vedem care sunt cauzele și cum putem optimiza aceste sisteme integrate de management al deșeurilor gestionate de către UAT-uri și ADI-uri, unde este cazul, și deoarece ele sunt de fapt și trebuie să devină principala sursă de deșeu pentru deșeurile municipale. Altfel, dacă nu reușim să le optimizăm, riscăm să... Da. Îmi cer scuze că mă întrerup. E perfect valabil tot ce spuneți și vă garantez toată deschiderea mea spre a avea acest grup de lucru și componentă parlamentară. Cum am spus și la comentariile primite în mediul online, foarte multe țin de cadrul mai larg al definirii unui sistem coerent.
pe colectare selectivă, reciclarea menajerului și așa mai departe. Deci nu știu dacă mai aveți ceva de adăugat strict pe sistemul de garanție, deci strict pe zona aceasta de ambalaje pe care o discutăm astăzi. Dacă nu, o să vă rog să continuăm dialogul după ce încheiem această dezbatere pe ce ar trebui să corectăm, să îmbunătățim la legea 211, la ordonanța 74, la tot cadrul. Da, sigur, nu mai am nimic de adăugat, vreau doar să vă rog să luați în considerare că când se discută în grupul de lucru, să luați în considerare și celălalt sistem, pentru că e important să le avem pe amândouă funcționale în paralel și poate reușim să le și punem la punct cum trebuie. Mulțumesc. Absolut și în cazul în care nu am fost suficient de clari astăzi, chiar e musai să fie două sisteme care funcționează în paralel dacă vrem să ajungem la țintele pe care ni le propunem. Cum spuneam mai devreme, reprezentanților ministerului aș vrea să le dau cuvântul. Nu știu, domnul Teodor era cu mâna pe sus, dacă ne mai auziți sau dacă a revenit domnul secretar de stat Mircea Fechet. Și vă întreb și pe sistemul ăsta despre care tot discutăm, am primit o întrebare de pe Facebook dacă vă păstrați propunerea aceea să vină cetățeanul cu bonul de la achiziția sticlei de apă minerală și să-și primească garanția înapoi. Da, bună ziua, Cosmin Teodoru, sunt directorul de deșeuri din Ministerul Mediului. Vreau să intervin foarte scurt pentru că, în fine, fiind la sfârșitul dezbaterii, am auzit cam tot ce aud din ultimii trei ani, am auzit concentrat într-o oră. Ceea ce este foarte bine pentru că interesul văd că este extrem de puternic pe acest sistem. Vreau doar să vă aduc aminte că Ministerul Mediului a început dezbaterea pe sistemul depozit încă din 2017, din două motive care au fost expuse și aici, dar vreau doar să le reamintesc. Lipsesc ambalajele primare din municipal pentru a ne îndeplini țintele. Acesta ar fi un instrument care să vină să completeze un serviciu public care funcționează cum știm cu toții că funcționează. Și al doilea motiv este că trebuie să aducem un material curat la reciclatori. Avem capacități de reciclare în țară, care astăzi, așa cum ați subliniat și dumneavoastră, sunt nevoiți să-și aducă materie primă din import. Propunerile pe care le-am auzit astăzi sunt în regulă. Noi le-am contabilizat de-a lungul timpului, încercăm să lucrăm cât mai aproape și cât mai cu o frecvență cât mai mare cu producătorii, pentru că până la urmă nu vreau să-l contrazic pe domnul Ghinea, dar responsabilitatea este a producătorului și nu a statului, în cazul directivei pe ambalaje, nu încape niciun fel de discuție acolo. Iar sistemul acesta, apropo de ce propunea domnul Ghinea, care făcea o referire la colaborarea între Ministerul Mediului și Ministerul Fondurilor Europene, nu s-a pus în discuție, din câte știu eu, cel puțin până acum, ca acest sistem să fie finanțat prin fonduri europene. Opinia mea personală, auzind acum, astăzi, pentru prima oară această propunere, mi se pare că e puțin riscantă, pentru că pierdem adică va fi foarte complicat de explicat Comisiei că finanțez un sistem care se bazează exclusiv pe aportul voluntar. Adică trebuie să iau un calcul și că sistemul s-ar putea să nu funcționeze. Iar confuzia creată pe sistemul, în fine, dacă îl creezi ca o obligație, asta nu înseamnă că îți va da și un rezultat imediat. De aceea am dubii referitor la fondurile europene care s-ar putea aloca pentru a impulsiona sau a starta acest sistem. Cred că o variantă, dacă se va merge pe această opțiune, cred că va trebui făcută o schemă de ajutor de stat, pentru că sistemul
aparține, după cum am văzut, toată lumea s-a exprimat că ar fi bine să aparțină mediului privat. Și aici mă întorc și la ce spunea Raul, referitor la arhitectura sistemului. Din păcate nu avem decât trei opțiuni. Ori avem un sistem privat, ori un sistem de stat, ori un sistem mixt. Iar Ministerul Fondurilor Europene nu cred că poate să intervină decât dacă opțiunea politică va fi ca arhitectura sistemului să fie de stat. Acum rămâne de văzut dacă ajungem în această situație. Referitor la ce mi s-a mai părut interesantă, includerea sau nu a ADI-urilor în acest sistem. Dacă ne întoarcem la premisa numărul 1, că lipsesc ambalajele din sistemul public, nu văd ce legătură ar putea să aibă ADI-ul sau ce plus valoare poate să aibă ADI-ul într-un sistem unde vorbim doar de ambalaje primare și un sistem care teoretic trebuie să aparțină mediului privat. Dar, în fine, sunt niște aspecte care pot fi discutate. Și ca să închei, vreau să vă asigur că Ministerul Mediului de cel puțin 2 ani de zile lucrează unde aproape și cu Asociația Berarilor și cu Asociația Producătorilor de Băuturi Răcoritoare și Ape Minerale. Deci avem un sistem de lucru, iar decizia inițială a fost ca Ministerul pe parcursul acestor discuții să aibă mai degrabă un rol de mediator. Ca să excludem niște concluzii la sfârșit, că Ministerul a impus un sistem sau altul. Rămâne acum să vedem cât de eficienți sunt producătorii, cât de deschiși la discuție sunt comercianții, pe care nici nu i-am auzit astăzi și, din păcate, nici nu i-am auzit de vreun an și ceva despre subiectul ăsta, nu i-am văzut la nicio dezbatere. A rămas ca producătorii să aibă o înțelegere cu comercianții, pentru că până la urmă ei sunt cei doi piloni pe care se va baza acest sistem. Și bineînțeles la care adăugăm populația și revin ce am spus la început, este un sistem bazat exclusiv pe aportul voluntar. Dacă populația va înțelege importanța acestui sistem și beneficiile pe care le poate avea, e ok. Și aici rămâne să comunicăm cât de bine putem pe acest subiect. Ministerul Mediului, încă o dată spun, este deschis. Putem participa, bineînțeles, dacă ne invitați în grupul de lucru pe care l-ați anunțat. Și eu sper că este și va fi o soluție care să producă efecte cât mai repede posibil. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc și pentru că ați menționat situația pe zona de reciclare, în care suntem nevoiți să importăm materia primă. Și pentru că e important inputul dumnealui, îl invit și pe domnul Damov să ia cuvântul. S-a înscris pe lista vorbitorilor, după care închidem dezbaterea de azi cu o cuvântare finală din partea panelului de organizatori. Mulțumesc! Bună ziua și mulțumesc! Extrem de bună întâlnirea de astăzi, vă felicit și sperând să plecăm cu niște concluzii la sfârșitul zilei de astăzi. Din poziția de reciclator față de sistemul depozit ar trebui să am o poziție de neutralitate. Dar aș putea să menționez următorul lucru. Mai devreme, domnul Brie spunea că în România se plătește prețul petrolului între 50 și 150, eu aș spune chiar puțin mai mult, și că în alte țări, în Europa, ajunge la 400. Noi vorbim totuși de peturi colectate în sisteme diferite. Și noi plătim 400 pentru cele strânse în sistemul depozit, iar cele între 50 și 150 sau 200 de euro sunt prețuri date pentru deșeuri puternic contaminate. Deci sistemul depozit va crea o valoare care se recuperează în sistemul
de economie circulară, o valoare mult mai mare a deșeurilor, în afară de cantitatea mult mai mare. Deci vorbim la final de a recupera valori extrem de importante. La sfârșitul zilei, dacă facem un calcul, este posibil ca în România să nu mai fie suficiente capacități de reciclare dacă vom atinge acele ținte de peste 90%, și mai mult, toți producătorii vor putea să-și îndeplinească într-un termen foarte scurt acea obligație de a avea un conținut de reciclat de minimum 25%. E o promisiune din partea reciclatorilor, nu numai a noastră, dar și a altor, să spunem, concurenți sau colegi. Și mai vreau un singur lucru să lămuresc. Cred că acest sistem pune la un loc răspunderea extinsă a producătorului, pune pe partea cealaltă și plătești pe cât arunci. Așa cum spunea tot domnul Brie mai devreme, ca să arunci la gunoi, la groapă, astăzi plătești 15-20 de euro, dar dacă vrei să arunci în niște ambalaje, vei plăti undeva la 2000 de euro. Așa că ar fi un sistem eficient. Se pare că problema cea mai mare, sau mă rog, una dintre problemele cele mai mari, este acel capital de investit care poate ajunge în România, nu? Până spre 200 de milioane de euro dacă punem toate celelalte segmente. Și aș mai avea o remarcă. Acest deșeu, el nu mai este deșeu atâta timp cât se plătește garanție. Și la sfârșitul consumului, el este returnat. Apare o întrebare, dacă el mai este sau nu deșeu municipal într-o anumită fază, sau el pur și simplu merge într-o buclă închisă, rămânând la producător permanent. Vreau să vă spun că acea idee de implicare a autorității locale a apărut în alte țări. Aș menționa aici, poate că e puțin exotic, în Australia, pentru că multe lanțuri de magazine n-au dorit să intre în acest sistem, autoritățile locale au făcut acele baterii de predare la sistemul depozit, sistemul de garanție, pe spații publice și, practic, autoritățile locale oferă un serviciu industriei. Vă mulțumesc, atât am avut de spus. Vă mulțumesc mult. Încheiem dezbaterea de azi cu un ultim cuvânt din partea lui Raul Pop, mai întâi. Foarte scurt, o să mă refer la câteva întrebări punctuale. A fost o întrebare legată de bonul de casă, în mod evident de sistem de garanție depozit, unde poți să iei un ambalaj dintr-un magazin, să-l dai în alt magazin. Nu mai există relevanța acestui bon de casă. A fost o întrebare legată de borcanele care se sparg. O primă clarificare, cel puțin în discuția noastră până în acest moment, nu există și borcane prinse în acest sistem, ci doar sticle, dar chiar și așa și sticlele se pot sparge într-adevăr. În schimb, sistemul așa cum funcționează deja în Europa se bazează pe un cod de bare pe etichetă, ceea ce înseamnă că un ambalaj va putea fi primit doar integru în sistem. Iar dacă ulterior se sparge prin manipulare, el este deja contorizat și în baza acelor coduri de bare de pe etichetă, alocația unde a fost ridicat și a unui echilibru sau a unui bilanț, dacă vreți, de material, de greutate în rezonabilă, el este administrat corespunzător. Era o întrebare legată de online. Aici o să fie o chestie foarte interesantă. În mod evident, producătorii care își pun pe piață produsele prin vânzare online au și în momentul ăsta obligații ca și producătorii ceilalți. Din punctul de vedere, deocamdată nu este nicio diferențiere. Și probabil că nici nu va fi nici în viitor, având în vedere că nu producătorul este în sine cel care recuperează ambalajul, el doar contribuie financiar. Recuperarea efectivă se face în niște puncte de prezență fizică. Iată, s-au menționat foarte mult magazinele, retail-ul. Se mai poate, și știu că aveam o discuție noi undeva la o zi, două, se mai poate vorbi, de exemplu, despre spații publice păzite, cum este cazul unei gări, unui aeroport. Iată, apare în discuție și o eventuală soluție publică, care, din păcate, noi încă o dată, din nou, nu suntem în stare să o administrăm cu AT-urile și cu AD-urile existente pe domeniul public, plus că acolo mai apar și alte probleme legate de vandalizare și așa mai departe. Una peste alta,
Este evident că discuțiile astea aplicate este necesar să continue și cred că, într-adevăr, astăzi am făcut un pas important înainte. Iar toate aceste detalii, la un moment dat, pomenea și domnul Cristel Sabău de la Vrancar și domnul Cristi Lazăr de la Asociația OIREP-urilor. Este, într-adevăr, important să vedem ce impact va avea asupra modelului de business al ADI-urilor și al tarifelor pe care ele le practică în momentul ăsta. Care tarife la rândul lor, cel puțin teoretic, se bazează și pe valoarea acestui ambalaj care va ieși din circuitul ADI și va intra în circuitul sistem de garanție depozit. Așadar, să ne urăm reciproc spor la treabă că, slavă Domnului, avem destulă. Mulțumesc pentru organizare și pentru invitație. Mulțumim și noi, Raul. Dau cuvântul domnului Sorin Ioniță. Foarte expeditiv. Ce privește răspunderea statului, chiar dacă acest organism de care vorbim va fi gestionat de industrie, nu se poate deroba statul de răspunderea creierii unui cadru de politici publice, pentru că, până la urmă, și răspunderea pentru țintele europene pe care ni le luăm, tot în domeniul public se sparge și tot din bugetul public plătim costurile infringementurilor. Deci nu e vorba că facem niște dezbateri și industria se organizeze singur, vorbesc retailerii cu producătorii și noi i-am chemat la consultări. Iar întrebarea relevantă nu e când au început consultările, ci când se termină și care este cadrul cu care se termină, iar ăsta este o răspundere a autorității publice și ne temem de trenarea asta a consultărilor. Am primit, și este ultimul punct, pe Facebook unde am șeruit, o grămadă de întrebări referitoare la singurul sistem de care oamenii au auzit în ultima vreme, care era ăsta cu bonul fiscal, că să ducă sticla cu bonul fiscal de anul trecut, și trebuie să le spunem celor care ne ascultă că nu despre asta vorbim noi acum aici și că nu ăsta va fi sistemul, nu va fi tombolă de bonuri fiscale, ci va fi un sistem care chiar să funcționeze, așa cum au văzut în alte țări europene. Pentru că au fost foarte multe întrebări și de-aia am ținut să fac remarca asta. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, Cristi Ghinea. Bună ziua, dacă permiteți și mie să intervin puțin. Vă rog, am anunțat, am oprit înscriere la cuvânt după ce am anunțat că finalizăm dezbaterea, deci îmi pare rău, ultima mână ridicată a fost acum 5 minute sau în momentul în care domnul Damu vorbea deja. Am ridicat chiar acum câteva minute, dacă se poate doar să mă ascultați un minut, doar vreau să intervin. Manuel, chiar aș vrea să închidem cum am anunțat, deci suntem cu un sfert de oră deja peste cele două ore de când am început. Mulțumesc pentru. Sunt convins că dacă mă ascultați un minut, nu poate decât adăuga o valoare adăugată discuție, nici de cum nu poate adăuga. Am o rugăminte să respectăm totuși cadrul de moderare și ordinea aceasta. Am dat cuvântul tuturor, am luat toate întrebările de pe internet, acum închidem, este Cristi Ghinea, după care voi avea cuvântul final. Okay. Mulțumesc mult pentru înțelegere. Da, mulțumesc. Într-un fel a punctat Sorin Ioniță ce voiam să punctez și eu. Salut prezența domnului Teodoru aici. Domnul Teodoro, noi am încercat să unim niște puncte care nu se unesc singure. Adică faptul că avem dezbatere în 2017 nu înseamnă că e un lucru bun, dimpotrivă, înseamnă că avem 3 ani de dezbateri fără o propunere concretă de la Ministerul Mediului de politică publică. Este o problemă și un punct negativ, nu un punct pozitiv. Când spuneți că responsabilitatea este a producătorilor, da, asta este un principiu european, dar nu o să trimită Comisia Europeană infringement la Asociația Berarilor sau la Asociația Producătorilor de Băuturi Recoritoare, o să trimită la statul român. Îndemnul meu către Ministerul Mediului și către palierul numit politic și către palierul birocratic, cei care sunt acolo permanent, pentru că sunt ambele paliere, au fost reprezentate aici, este să fiți mai activi în a propune dumneavoastră sisteme la care producătorii, comercianții se vor adapta. Evident că se vine să avem și pe ei on board în partea din dezbatere. Dar dacă statul spune noi suntem arbitru și într-un fel cumva magic se va crea un sistem național de garanție pentru ambalaje, nu se va întâmpla asta niciodată. Este punctul în care statul român trebuie să fie activ. În ce privește posibilă finanțare din fondurile europene, da, asta este un punct în plus la dezbatere pe care le adaugă propunerea noastră, tocmai pentru că am văzut că este acolo o lipsă de decizie sau o dilemă. Dacă mergem pe varianta de sistem care are mașini automate, spunea foarte bine
doamna Nechita mai devreme, că probabil acum arată România demografic și geografic, un sistem care să fie funcțional ar presupune 50% colectare automată, 50% manuală. Da, cred că este un procent bun. Asta înseamnă că totuși trebuie să punem ceva bani înainte pentru acea jumătate de colectare făcută automat. Și întrebarea este cine? Dacă administrația fondului de mediu vrea să investească în chestia asta mai mult decât în campanii de conștientizare, e o variantă. Dacă industria vrea să pună banii ăștia într-un sistem de leasing sau mai sunt modele europene și aia este o variantă. Dacă nu, atunci poate să fie o variantă cu fonduri europene. Da, o schemă de ajutor de stat, ați intuit foarte bine, nu poți dai fonduri europene așa, cu gânge primul la minister. Deci doar o formă de coagulare a industriei și o schemă asumată de ajutor de stat este posibil, perfect legal și posibil. Asta este propunerea noastră. Credem că este cel mai facil mod de a debloca întrebarea cum începem finanțarea și este, repet, cel mai bun moment, cel mai bun timing, pentru că acum se creionează programele operaționale și insist pe ideea că dacă Ministerul Mediului nu își asumă el această finanțare la nivel național, atunci maxim ce putem avea este ce avem deja în draftul propus de Ministerul Fondurilor Europene, care spune vom finanța la nivel județean și componente dezvoltate de adiuri, dacă vor adiurile, evident că nu le poate obliga nimeni, pentru reciclare. Acum, întrebarea este, vi se pare că adiurile sunt pregătite și dornice să dezvolte chestiunea asta? Lăsând deoparte ideea că dacă anumite adiuri vor dezvolta o componentă cu fonduri europene și altele nu, atunci va apărea fenomenul să vedeți ce umblă camioanele cu deșeuri într-un județ în altul. Ceea ce nu vrem să facem asta. Tocmai asta e ideea de a avea un sistem național și un sistem național poate fi creat de către Ministerul Mediului și finanțat tot la cererea Ministerului Mediului, de către Ministerul Fondurilor Europene, că Ministerul Fondurilor Europene nu are capacitatea de policy sectorială ca să facă el această schemă. Deci îndemnul meu ar fi către guvern, către minister, să fie mai activ cu a propune soluții, pentru că nu se va rezolva singuri. Adică la 1 ianuarie nu va fi o chestie așa magică prin care industria sau natura să creeze acest sistem național. Și salut și eu propunerea lui Alen Coliban, ca președinte al Comisiei de Mediu, de a continua discuția la nivel tehnic și propun să participă. Mulțumesc, pentru că au fost câteva insistențe. Îmi cer scuze domnului Părvulescu, îi dau timpul meu de încheiere, îl las și pe dumneavoastră să intervine și văd că domnul Teodoru a ridicat o mână. În cazul în care e vorba de un drept la replică, îi acord acest drept, e absolut normal într-o dezbatere să existe răspuns la întrebările puse. Deci, domnul Părvulescu, un minut, vă rog, domnul Teodoru, la final. Da. Bună ziua din nou, mulțumesc pentru invitație. Și pentru faptul că mi-ați dat până la urmă cuvântul, asta este un lucru lăudabil. Referitor la, să spunem, ce a spus domnul Teodoru, că nu am fost prezenți, în practică, în acest proiect am fost prezenți, să spunem, de la început. E adevărat că poate nu am fost atât de vizibil în ceea ce înseamnă, să spunem, spațiu mediatic, dar inclusiv săptămâna trecută am avut o întâlnire cu ministrul mediului în care am discutat toate aceste aspecte. Și așa cum am văzut și în proiectul pe care l-ați creionat, ca și feedback vă pot spune că ideea de a accesa fonduri europene mi se pare una foarte bună și lăudabilă. În același timp există și un dar. Am observat că UAT-urile nu au o expertiză excelentă în abordarea acestor cazuri, să spunem, și modul în care gestionează dejurile nu sunt întotdeauna, să spunem, un exemplu de bune practici, cu toate că ele evoluează de la an la an. Iar în ceea ce privește disponibilitatea rețelelor comerciale de a găzdui aceste echipamente în spațiile lor, evident că suntem complet de acord că acestea trebuie să se regăsească atât în magazinele noastre, dar și în spațiile publice, de exemplu în gări, aeroporturi, parcuri și în alte zone. Și vă mulțumesc pentru faptul că m-ați reintrodus în circuit, să spun așa.
Mulțumesc și ce pot să vă garantez e că vom continua aceste discuții. Cum spuneam, intenția este să avem un grup de lucru. Tot ce a rezultat din dezbaterile de azi va fi circulat cu toți cei prezenți. Inclusiv întrebări, teme adresate în discuție, astfel încât să avem o bază de la care să continuăm peste vară aceste discuții. Domnul Teodoru, dacă doriți să interveniți, văd că aveți mâna ridicată. În cazul în care eu răspund sau replică, vă rog. Mulțumesc. Nu drept la replică neapărat, că nu e cazul. Chiar vroiam încă o dată să subliniez că am fost surprinși de propunerea de a investi fonduri europene în acest sistem. Suntem perfect de acord că este o soluție, dar nu o vedem decât reamintindu-vă cele trei opțiuni ale arhitecturii: privat, de stat sau mix. Iar fondurile europene, din păcate, nu vor avea loc în ecuația asta decât dacă optăm pe varianta de stat sau eventual mixt. În niciun caz, dacă se cade de acord la nivel politic că sistemul trebuie să fie privat, atunci, din păcate, și investiția va cădea 100% pe spatele producătorilor. Referitor la ce spunea domnul Ioniță, politica publică, părerea mea este că este deja, nu doar că există, iar este materializată într-un act normativ. Iar legea 249 îmi spune foarte clar ce elemente trebuie să acopere sistemul de garanție returnare. Singura problemă a noastră și a industriei astăzi este că nu s-au finalizat detaliile, nu că nu știm încotro mergem sau ce vrem să facem. Și cu asta am încheiat. Eu sper să lămurim lucrurile acestea de detaliu într-un grup de lucru la care voi fi foarte bucuros să particip dacă voi fi invitat. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc mult! Legat de ce ați spus dumneavoastră, cred că sunt patru variante. Pentru că mai există și varianta să nu faci nimic. Adică avem sistem privat, sistem de stat, sistem mic sau sistem deloc. Și din păcate e important să alegem una dintre primele trei variante. Pentru asta vă asigur de toată deschiderea și a mea și a noastră. Am avut o discuție săptămâna trecută cu domnul ministru, cu domnul Costel Alexe, tocmai invitându-l personal la această dezbatere. Înțeleg că e o perioadă foarte complicată și foarte activă. Știu că dumnealui a fost astăzi la Brașov, într-o rocadă foarte ironică. A fost la mine în circumscripție, la mine acasă. Eu am venit la București pentru această dezbatere. Știu de la dumnealui că există inițiativă și există o listă de discuții și de un grup la nivel de minister. Sper să existe un singur grup și acela să fie mai mare, să ne includă pe toți cei care am fost și astăzi în această discuție și să avansăm în următoarele două luni. Din punctul meu de vedere, ar fi foarte bine dacă la începutul toamnei, la 1 septembrie, am avea acest cadru coerent, întregul sistem definit și să-l avem pe masă astfel încât să treacă și la nivel politic dezbaterile cât mai rapid. Și cred că ne putem asuma această țintă. Înțeleg din partea Ministerului că există deschiderea asta. Noi, cum v-am spus, vă vom trimite concluziile dezbaterii de azi și o proiecție pentru pașii următori și pentru un calendar de lucru. Vă mulțumesc mult tuturor! Țineam legătura, este începutul unui demers care vrem cu toți să fie, în primul rând, să producă rezultate și să fie unul într-o manieră de timp foarte eficient. Vă mulțumesc, închidem dezbaterea de astăzi cu toată recunoștința pentru toți cei care v-ați luat acest timp într-o zi de luni, iată 2 ore și jumătate de dezbateri. Mulțumesc mult, preluăm pe canalele de comunicare deschise, preluăm orice alt input și vă invităm la dezbaterile ulterioare. Puteți să ne scrieți și în particular aveți adresele de mail, puteți să folosiți și adresa Comisiei de Mediu, avem toate canalele acestea deschise. Mulțumesc mult, să avem o vară cu spor și să avem o toamnă cu un sistem clar definit și coerent și care să împace absolut toate punctele de vedere. Numai bine!